Vreau să spun că unul dintre documentare eram la centrul nostru. Te-ai revăzut acolo? Da. Și am ridicat mâna și am vrut să mulțumesc pentru tot ce a făcut pentru mine. Cum adică ai fost la un centru? Ce înseamnă asta? Centrul de copii este cum erau pe vremuri, casă de copii. Adică tu nu ai crescut... Am crescut până la 10 ani cu părinții mei. Așa. Cu mama. Tata a fost aviator și s-a prăbușit și cu avionul. Erai... Câți ani aveai când s-a întâmplat asta? 10 ani. Tragedia asta. Cu tatăl tău care... Da. Deci l-ai cunoscut? Nu, la naștere, s-a prăbușit cu avionul. Și după aceea am crescut cu mama 10 ani, după care a murit. Se face și nu ți-era dor de mama, Gabi? Păi mi-era, mai prindea ce vrei să fac. Mai venea mătușa mea din Buftea, mai venea și din când în când la mine. Și de din Periș, m-a mai vizitat o perioadă, câțiva ani de când, cred că până la 14 ani. Și apoi nu mai. Și pe aceea nu prea mai avea timp, mai veneau mai rar, foarte rar. A avut un coleg mândru, Emil îl chema, acum are 4 copii. Și, ai mai ținut legătura cu el? Da, și vreau să vă spun că el trăia într-un container cu copiilor și copiii erau marginalizați pentru că erau copii din container. I-am aflat povestea lui și cu voluntarii noștri, copii din alte centre, am reușit să le facem o casă. Asociația Șansa Ta are proiecte de educație, sociale, culturale. Avem un centru de copii unde oferim educație copiilor. La Birciulești. La Birciulești oferim educație copiilor defavorizați sau copii cu monoparentare sau persoane cu dizabilități, copii. Avem o cantină socială unde hrănim 1000 de oameni în fiecare zi. Unde e asta? În București, pe Calea Griviței. Este în parteneriat cu... Cu Kaufland România. Kaufland. Cine va cumpăra cartea asta? Banii vor fi direcționați către construirea unei case de familia pentru 12 copii orfani. Dacă Dumnezeu ar sta aici în fața ta, în locul meu... I-aș mulțumi pentru tot ce a făcut pentru mine. Ce ai reproșa, Gabi? Nu am ce să-i reproșez. Eu când eram mic mă gândeam așa, să fac sport. Da. Să am o familie. Da. Să merg la biserică. Da. Și să mănânc sănătos. Și să fac școală. Lucrurile astea, dacă sunt de bază, dacă una dintre ele pică, n-am nicio șansă să merg înainte. Nici eu n-aveam ciocolată când eram mic și eu am fost bătut și mi-era dor de mama, tata, de când plecau toți acasă și eu îmi doream să călătoresc așa mai departe. O grămadă de lucruri pe care toți le fac în ziua de azi, știi? Și am reușit să învăț de treabă, să merg la școală, m-au ajutat colegii din școală, m-au ajutat toată lumea lucrurile acestea, știi? Și lucrurile astea te ajută să zâmbești, să-i mulțumești prin zâmbet, poți să-i mulțumești lui Dumnezeu. Iam un motto, dacă eu investesc pentru oameni, Dumnezeu investește în mine. Bun revenit, dragi prieteni, mă bucur tare, tare mult să fim din nou aici la Autentic. Sunt tare încântat de faptul că fiecare dintre voi ați ales să fiți cu noi, prezenți, fie că vorbim despre YouTube, fie că vorbim despre platformele de podcast, acolo unde doar ne auziți. Apreciem din toată inima faptul că putem să vă transmitem emoție și primiți emoția aceasta, inclusiv prin intermediul auzului. Cei care ne vedeți, cu siguranță, descoperiți și anumite atitudini, nu știu, zâmbete, grimase pe care le vedeți pe fețele noastre și lucrul acesta cred că ajută cumva la o interacțiune pe care o avem unii cu alții. Vă mulțumesc din toată inima pentru faptul că sunteți parte din comunitatea noastră. Dacă rezonați cu ceea ce realizăm noi aici la Autentic, cu siguranță veți trimite podcastul acesta prietenilor dumneavoastră. Va fi un podcast, mai spun eu lucrul acesta din când în când, depus în ramă, într-un loc special, tocmai pentru a reveni la el din când în când. Dacă credeți că este binevenit gestul acesta și încă nu ați ales să faceți ceea ce am să vă spun în momentele următoare, cred că este de bun augur pentru momentul în care ne aflăm acum, și anume să vă luați puțin timp să apăsați pe clopoțel, astfel încât să fiți notificați de YouTube ori de câte ori încărcăm un nou material pe canalul nostru, inevitabil și realizăm, asta voiam să spun mai devreme, dar știți cum e, emoțiile întotdeauna se regăsesc inclusiv aici la Autentic. Cred că sunteți bine așezați acolo în fața unui ecran, mai mic sau mai mare, astfel încât să primiți o nouă poveste de viață care să arate cât de mare este Dumnezeu și cât de la îndemână este El să facă din noi oameni care să-L reprezentăm pe El așa cum se cuvine. În ocazia aceasta am să-i spun bun venit la masa Autentic lui Gabriel Ciubotaru. Mă bucur tare, tare mult, Gabi, că am reușit să cădem de acord asupra unei date în care să fim aici la masa Autentic. Da, mulțumesc pentru invitație și mă bucur să fiu alături de voi. Cum ești, Gabi?
cum să fiu, bine. Ai emoții. Pozitive. Te citesc un pic. Da, am emoții pozitive. Asta e foarte bine, înseamnă că ne vei da și nouă din pozitivismul tău și din entuziasmul pe care tu îl ai. Gabi, tu acum nu vii de foarte departe, nu? Stai aici în zonă relativ. Da, prin Buftea, pe acolo. Prin Buftea. Locuiești de mult în Buftea? Reședința mea, da, de vreo 15 ani. 15 ani, eu ești obișnuit cu locul. Înseamnă că îți place mai mult la țară decât la oraș. E un mic oraș, nu este la țară. Nu e chiar la țară, da. Gabi, înainte să intrăm în anumite detalii, eu am o rubrică. Pe de o parte, ea relaxează, de-a pe de alta și încordează. 20 de secunde îți dau, pe cronometru, fii atent, presiune puternică. 20 de secunde să ne spui cine este Gabriel Ciubotaru. Îți alegi cele mai bune cuvinte și informații despre tine. Te rog, 20 de secunde, am dat start. Gabriel Ciubotaru este un om simplu care încearcă să facă lucruri pentru cei din jurul lor și să încerce să aducă bucurie și fericire într-o lume în care ne apasă tot timpul și sper cu așa Dumnezeu să putem să construim lucruri frumoase. Uite că mai aveai o secundă, da? Ai terminat exact când trebuia. Spune că ești un om simplu. Ce înseamnă simplitatea asta, Gabi, pentru tine? Cum ai descriu? Păi simplitatea o să faci lucrurile natural, să le faci din suflet, fără să aștepți ceva în schimb. Asta înseamnă simplitate, așa înțeleg eu. Că dacă aștepți ceva și nu vine. Atunci când faci lucrurile de la sine și naturale, toate lucrurile vor veni pe deasupra. Dar de unde atitudinea asta așa, nu știu, deschisă spre alții? Pentru că ai și completat la un moment dat un om simplu care își dorește să facă bine, parafrazez, pentru cei din jur. De unde păi, dragostea cred că asta? Spunea un psiholog că Dumnezeu parcă a pus în mine o sămânță specială. Despre tine spune asta? Da. Zic, Gabriel, cred că Dumnezeu a pus ceva în tine pe care nu se explică altfel. Și fiecare are darul lui. Și eu așa consider că de când m-am născut fac lucruri bune. Adică fac pentru ceilalți, fac ceva. Ți-amintești asta inclusiv în perioada copilăriei, că erai de când eram la centru făceam lucruri, am fost la un centru de copii și acolo făceam aniversarea, ziua de naștere copilor, colegilor mei și încercam să facem ceva împreună, să ne plictisim sau să creăm și să construim lucruri din jurul nostru. Cum adică ai fost la un centru? Ce înseamnă asta? Centrul de copii este cum era pe vremuri, casă de copii. Adică tu nu ai crescut... Am crescut până la 10 ani cu părinții mei. Așa. Cu mama. Tata a fost aviator și s-a prăbușit și cu avionul. Erai... Câți ani aveai când s-a întâmplat asta? 10 ani. Tragedia asta. Cu tatăl tău care... Da. Deci l-ai cunoscut? Nu, la naștere s-a prăbușit cu avionul. Și după aceea am crescut cu mama 10 ani, după care a murit. Wow. Tu nu l-ai cunoscut personal pe tatăl tău? Adică nu ți-l amintești? L-am cunoscut în primele luni ale vieții. Bine, dar ți-amintești ceva despre dumnealui? Nu cred. Doar din fotografii, mă rog, sau... Da, din ce mi-a zis mami. Din ce ți-a zis mama ta. Ok. Și ea a fost artistă, cânta muzică ușoară și te-am contat cu foarte mulți oameni și atunci mă lași pe mine așa, pe unde mergea. Și cred că de acolo s-a trezit chestia asta cu socializarea, cu intrat în contact cu foarte mulți oameni. Și... Îți amintești momentele alea în care mama ta te lua cu ea? Da, da. Și ai zis că a murit când aveai tu 10 ani? Da, a avut sarcină extraordinară, trebuie să mai facă încă o fetiță, încă o surioară. Și ce s-a întâmplat? Păi, complicație, sarcină extrauterină, pe vremea aceea n-ai avea voie să avortezi și așa mai departe și atunci... Spuneai tu la un moment dat într-un interviu despre faptul că a încercat să facă demersuri medicale în privința asta și până a venit aprobarea... Da, a murit. A murit. Cu toate că ea, cred că s-a recăsătorit, mă rog, avea un prieten care era director de spital de maternitate la Porizu. Deci erau foarte multe șanse și tot n-a reușit să salveze viața. Ce vremuri. Și cum ți-amintești tu perioada copilăriei cu mama până când Dumnezeu a murit? Păi cum să-mi amintesc? Avea grijă de mine, îmi cânta tot timpul la chitară, mergeam la școală și mă lua cu ea la diferite concerte. Unde ai copilărit-o? În București. Ea e din Bacău, din Moldova, dar a venit în București și aici a...
pe bunicii, pe bunicii ai cunoscut, pe părinții dumneai ei? Pe, am cunoscut pe părinții, ei, am avut bunici din partea mamei, care stau aproape de București, însă acum vreo 10 ani au murit și ei. Deci am prins, mergeam la țară, la ei, la bunici, în vacanțe, da. Tu porți numele tatălui sau numele mamei, de mamei, familie? Cred că mamei. Numele mamei. N-am întrebat-o, nu ești sigur? Alu mamei, a mamei. Că eu chema ciobotoară pe tine. Înțeleg. Dumnezeu, nu fusese căsătorită cu tatăl? Și el era Petre... Cred că erau, nu știu ce să zic, legal. Dar în acte nu cred că scria numele lui. Ciobotoară Petre și... Dacă, chema, dacă pe dumnealui îl chema ciobotoară, înseamnă că e... Probabil m-am gândit la faza asta. Uite, vezi? Câteodată când stăm de vorbă și ne reamintim anumite lucruri... Da, nu cred că îl chema ciobotoară, nu. Nu, dar nu ai... Cred că au trăit mult împreună, dar nu au făcut documentele, actele. N-ai, pe părinții dumnealui nu i-ai cunoscut? Ciobotoarul Petre și ciobotoarul Petrina, când scrie în certificatul de naștere. Al tău? Petre și Petrina, nu scrie ciobotoarul, da. Al tău, înțeleg. Bănuiesc că erau căsătoriți, dacă scrie Petre și Petrina. Nu era linie în dreptul tatălui. Ai cunoscut copiii care aveau certificat unde era linie în dreptul? Da, mai ales în domeniul meu, munca mea socială, sunt foarte mulți copii care au linie, ori la mamă, ori la tată, ori la ambii. Wow. Tu ai, ai crescut, spui, până la 10 ani, mama ta a murit, îți mai amintești momentul acela în care, nu știu, era doliu acasă? Ți-amintești vreun pic? Păi eu eram pe străzi, nu știu, mă plimbam, după ce am aflat că a murit mama și m-a dus acasă și au venit rudele ei. Nu ți-amintești aproape nimic din momentul ăla? Nu știu, mormântare? La mormântare am fost, da. Păi avem 10 ani, la mormântare am fost. Și ți-a rămas vreo imagine în minte de atunci? Păi da, pentru că știu că mergea cu căruța, când a sunat la cimitire cu căruța și cu foarte mulți oameni în sat și eram acolo. Și așa, la țară, era aproape în zona Crevedia, pe acolo, cred că era, nu stătea foarte departe în București, dar mergea la cimitir cu căruța, s-a dus. Nu mai era mașini mortuale, cum e acum, așa mai departe. Și după momentul înmormântării, ce s-a întâmplat cu tine, până să ajungi la casa de copii? Unde? Păi m-au luat sora, fratele ei, la Periș. Fratele? Fratele mamei. Mamei. A stat o perioadă acolo, un an, doi. Și eram năzăvan, făceam o grămadă de chestii pe acolo. Cazmatul în copaci, mergeam și la școală, nu prea, mergeam la munci agricole, cred că am prins un an când îmi trimitea cu școala să facem. Și atunci am reușit să... Au zis, mă, hai să dăm la cămin sau ceva de genul ăsta, că nu. Că nu te mai putem crește, nu? Ori n-aveau posibilități, ori, na, depinde de... Mai aveau și ei copii? Aveau și ei, da. Mai mici, mai mari decât tine? Un băiat. Mai mare sau mai mic? De vârsta mea. De vârsta, da. Okay. Adică puțin mai mic, un an sau doi. Și cum ai primit ideea asta de a merge la casa de copii și a... Păi n-am, nu prea știam eu cum e cu casa de copii, dar... Era Autoritatea Națională pentru... Autoritatea Națională. Așa. Și mergea acolo și te întreba. Vrei să mergi la centru sau ceva de genul ăsta și... că o să fie bine, că o să ai supraveghere mai multă și așa mai departe. Totul spre bine. Nu, a fost o chestie... Pe care ai primit-o, așa, natural pare acum. Cred că nu mă dezvoltam și învățam în trecut dacă nu eram la centru, decât cât am stat într-o familie... Serios? Cu 4 perici și 2 persoane. Foarte interesant ce spui. Adică, la noi la centru ne-au vizitat de la regi, de la președinți, de la tot felul de oameni. Au intrat în centrul nostru, ne-au călcat pragul, străini din toată lumea, mai ales după Revoluție... am trăit într-o lume așa, făceam parte din lumea schimbărilor, a revoluției și așa mai departe și atunci lucrurile astea m-au motivat foarte mult. Dacă stăteam numai într-o casuță mică în care din punct de vedere familiar era ok să zic așa, dar poate mi s-a așa gândit să fiu o lumină pentru cei din jur, nu știu, sau să fiu. Dar oare acum cu maturitatea pe care o ai, tu știu că ești născut din interviurile pe care le-ai mai oferit prin presă, imediat după cutremur,
cu tremurul din 77. Da. Asta înseamnă că în momentul ăsta ai o vârstă de om matur, așezat. Uitându-te în urmă, oare au fost anumite amintiri pe care le-ai reprimat, pur și simplu n-ai vrut să te mai gândești la ele pentru că ți-au te-au marcat extrem de mult, ai trăit traume? Mai ca orice om, fiecare poveste a lui de viață și fiecare trece prin traume mai puține, dureroase mai mult, eu am încercat să lupt cu ele și să le depășesc. Ăsta a fost un dat de Dumnezeu pe care mi l-a dat, să trec peste ele și să merg înainte, pentru că nu aveai ce să faci. Trebuie să lupți cu ele și au fost momente grele, da, când puteai să... Nu, momente în care mă întrebam pentru ce trăiesc sau pentru care este rolul meu pe pământ sau ce se întâmplă cu mine și pur și simplu a fost așa, nu știu, inocent. Am trecut peste ele foarte... Nu m-am gândit ce va fi în viitor și așa mai departe. Mi-am făcut datoria pe care trebuie să o fac și am reușit să trec cu bine. Tu ai plecat la casa de copii la începutul adolescenței, când sunt foarte multe întrebări, foarte multe frământări. Așa este, dar când ai nevoie de părinți. Da, așa este. Chiar stăteam de vorbă cu mine și cu Dumnezeu și mă uite, mă, câte case, câți oameni sunt în lumea asta, nu găsește și pentru mine o familie. Puneam întrebări. Și învățam pentru școală și tot timpul fereastra mea era către curtea școlii și vedeam toți copiii care intră, toți copiii care ies. Și părinții care îi așteaptă. Și învățam și exact și uite, fiecare pleacă și știi și mulți colegi la noi plecau în vacanță, îi mai veneau, îi mai luau acasă. Unii nu. Colegi din centru. Da. Din centru. Unii mai aveau părinți care veneau din când în când și luau acasă. Centrul ăsta fiind în București? Da. Mai există? Acum este centru multifuncțional, nu mai există. Există clădirea, dar sunt alte și acolo centre de copii. Acolo stăteai singur în cameră mai mulți? Vreo 3-4, da. A stat o perioadă după care am devenit șeful de cameră și camera noastră era una dintre cele mai frumoase și când veneau boieri, sponsori, așa zis la sponsor boieri, sau oameni în vizită, indiferent de gradul pe care avea, ei trebuie să vadă o cameră frumoasă, cât de cât și veneau la noi, majoritatea vizitau la noi centru, camera. Îți mai amintești cum îi chema pe colegii de cameră? Sau au fost da, mai mulți? Da, am avut un coleg mândru, Emil îl chema, acum are 4 copii. Și, ai mai ținut legătura cu el? Da, și vreau să vă spun că el trăia într-un container cu copiilor și copiii erau marginalizați pentru că erau copii din container. I-am aflat povestea lui și cu voluntarii noștri, copii din alte centre, am reușit să le facem o casă. Voluntarii noștri, adică... Asociații Șansa Ta. E o asociație pe care ai creat-o tu. Da. O să ajungem la poveste aici, la asociație. Dar vreau foarte să zic tare. Că am reușit ca un coleg de la centru, care a ajuns greu, era foarte sărac și pleca în afară și mai mult încerca să facă ceva pentru familia și nu reușeau. Și am fost la ei în vizită și am văzut că trăiesc într-un vagon părăsit și atunci am zis, haide să le facem o căsuță, le-am făcut o căsuță și am redat indemnitatea acestui coleg. Foarte tare. Și copiii au crescut și tot timpul mulțumesc. Te mai întâlnești cu ei? Da, copiii lui mulțumesc, da. Wow. Era mai mare decât tine, Emil? Nu, foarte mare. De regulă, când stăteați în cameră, stăteați cam de aceeași vârstă? Da, da, cu una, cred că așa. Și acolo erau și băieți și fete în centru? Da. Ai avut parte de bullying? E la... Nu exista bullying-ul atunci, probabil nu avea termenul. Nu era termenul, da. Adică dar, luai bătaie? Da, eu mă feream de lucrul ăsta, dar mai prindeam furtuni din acestea. Furtuni, am crezut că zici furtuni. Nu, furtuni violente, adică ceva de gen, sunt un fel de tsunami, așa știi. Stăteam toți într-o cameră și ne uitam toți la un televizor. Așa. N-aveam libertatea aceea de a ne... Dar cine vă bătea? Măi, educatorii erau acolo, numai că nu putea să supravegheze, adică colegii mai mari, da. Okay. Da, îți amintești o bătaie curunt, așa? Da, a fost o bătaie, da, m-a bătut odată, dar atunci, că după aceea n-am mai stat. Dar era suficient. De ce te-a bătut? Mai știi? Nu știu, că nu eram în camera cu toți. Eu îmi plăcea să merg la lenjerie, să-i ajut pe doamnele să calce hainele, cămășe pentru școală, îmi plăcea să fiu activ, să fac lucruri frumoase, știi? Și mă tot că unde ești? Și după aceea pretens mă cu personal mai bine și mergeam la bucătărie, spălam vase, a văzut că sunt harnic și a zis, păi stop, avem nevoie de Gabriel. Și atunci nu mai... Și dacă te dau mine, fugeam.
mă duceam la spitalul Careman. Careman este un spital unde doctorii mă știau, când fugeam acolo, mă țineau câte o săptămână. Și după aceea venim înapoi, deci nu stăteam foarte, adică... A, că știi că există un coleg din ăsta mai mare care mai are mult, ceva cu tine sau mai mulți? Dar ăștia mari ne băteau pe ăștia mai mici. Ai zis că te duci la spital? Nu, fugeam, nu spuneam nimeni, fugeam. Ah, ok. Și doctorii țineau cu noi și după aceea mă interneau, mai făceau ei consulta de văd dacă mai aveam câte ceva, și după aceea mai externau. Și eram, mi-aduc aminte când era dată de Crăciun și când a venit ajutoare, veneau cadouri și la spital. Vorbim de după 89, de regulă. Da, cred că... În perioada aia atunci. În perioada aia ce a venit ajutoare, cred că după 89 era 90. Și atunci scria pe una din cutii casă de copii numărul 9, unde am stat noi. Și am zis, asta e cutia de la mine, de la centru. Și mi-a dat-o. Și eram la spital. Adică bănuiesc că au fost mai multe cadouri și nu și-au dat seama că erau... Și pe aceea s-au dus la centru și au dus cadouri. Da. Și atunci medicul știa, domnul doctor știa, știi, când mă vedea. Și atunci stăm în salon cu alți copii din familie și le ducea, mai erau și alți copii din alte centre, le mai ajuta și lor câte ceva, îmi dau și mie, adică era o chestie. Dar tu ai avut în perioada asta adolescenței vreun gând din ăsta așa, sumbru, să zici, ai spus tu, mă, ok, pentru ce trăiesc, nu te-ai gândit vreodată la suicid? Probabil am avut o tentativă, ceva, da. A fost o, da, cred că fiecare dintre noi trece, sau nu știu, dar am avut-o odată, da, dar am trecut cu bine. Dar ce s-a întâmplat? Păi nu știu, așa, știi, simți că viața câteodată... Și ce te gândiți să faci? Păi nu știu, să iau, nu știu, medicamente mai multe sau ceva, de genul apar, ce cu să-mi iei prin cap? Încercam să caut pe internet care sunt soluțiile cele mai ușoare de când eram mai mic, dar pe aceea a trecut cu bine. Dumnezeu a știut. Ți-a dat curaj. Când vorbim despre perioada asta a adolescenței, ai avut vreo, nu știu, vreo bucurie, așa, vreun context în care să zici, băi, uite, în perioada de adolescență m-am bucurat cel mai mult să fac ceva. Păi, da, mergeam în tabere foarte mult. Și încercam, tabera foarte plisitoare când mergeai cu copii, da. Pentru că te țineau numai acolo, știi? Și încercam să găsim soluții, să mai ieșim, să plimbăm, să vizităm, să... Și în timp ce mergeam prin tabere, foarte multe tabere, 5-6 tabere pe an. Asta a fost o perioadă. După care am cunoscut o familie zevabă și mergeam în tabere creștine. Unde atunci m-am maturizat și am învățat foarte multe lucruri. Enorm de multe lucruri. Cam pe la ce vârstă se întâmplă asta? Când ai început să interacționezi cu taberele creștine? Păi pe la 16 ani, 17. Da. Toate vacanțele petreceam în tabere. În taberele astea creștine? Da. Și așa l-ai cunoscut pe Dumnezeu și te-ai apropiat de El? Și prin familia zevabă, că ei m-au dus odată la o familie în Argeș și familia a zis, uite, avem un loc de tabără la Sătic acolo, poți să mergi acolo dacă vrei. Și am mers acolo. Și acolo au venit primii tineri, erau paturi cu grajduri, erau cu paie, se dormeau acolo. Și a fost greu și la Stupin atunci, nu la Stupin, la Sătic. Dar era un loc minunat, adică munți, oameni, erau bătrânici acolo care mă împrietenisem cu ea. Era ca mama mea, știi, tot timpul cam lapte sau alte lucruri care, știi? Și acolo veneau foarte mulți tineri și copii și așa mai departe. Și atunci... te maturizezi când ești în contact cu foarte mulți oameni și învățai câte ceva, știi? Mulți nu știau de unde sunt sau... Nu știau istoria ta. Da, era frate Delcea care a ținut foarte mult, un om deosebit. Pastorul Delcea? Da, din Craiova, dinsul m-a recunoscut și mai era un pastor, îl chema Forai. Lazar Forai, da. Lazar Forai, da, care erau administratori la tabra aceea cu evenimente. Și atunci am înțeles povestea și tot timpul mă susțineau. Dar tu, nu știu, o independență financiară aveai? Adică dacă voiai să-ți cumperi ceva, nu știu, haine sau o anumită mâncare? Păi la centru primei de toate nu prea avea independență financiară. Adică aveam, dar mi-aduc aminte când venim pe primele ajutoare am cumpărat o fustă. De fapt, am vândut o fustă. Așa. Unii doamne și aia a fost prin bănuți care am câștigat eu. Că era prea mașă. Doamna, hai că-ți dau, doamna, vreți o fustă? Și da, îți dau și ție niște bănuți. Era primul bani care i-am primit și din alocație sau mă alocație, din ce mai primeam noi bănuți, mi-am făcut niște bani la cec. În București și noi era un cec. Așa.
De fapt, era, da, un cec la bancă. Te-a învățat cineva sau? Nu, m-am dus la un cec la o doamnă și am spus, doamnă, am și eu niște bănuți pozițiile noastre și nu avea voie, fi minor, trebuie așa. Să ai pe cineva care da, să te însuțească. Da. Hai că ți o primim aici. Și mi-a făcut carnețel și după ce am făcut 18 ani, m-am dus acolo ca să mai pun bani și ce. Dar ce ți-a făcut ție de la 14 ani, 13 ani, ce ți-a făcut ție carne de cec? Și zice o doamnă, eu i-l-am făcut că la centru și așa mai departe. Știi că n-aveai voie, nu știu ce, știu, da. Deci a fost o chestie așa, știi, a fost primii bani de economisire. Băi, foarte interesant. Astea, gândurile astea, de unde au venit? Da, nu știu de unde. Le învățai acolo, între noi. Le mai învățau alții care ne vizitau. Adică nu era o chestie. Erau oameni care lucrau la centru așa de suflet, ți-amintești pe cineva? Da, 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 foarte mulți oameni. Mai ales că eram o clasă bună acolo, care învățam bine. Unii copii erau foarte inteligenți, dar nu mergeau la școală. Credeau că dacă sunt inteligenți, gata, fac orice. Și eu nu eram foarte bună învățătură, eram echilibrat între... Dar mergeam la școală tot timpul, știi? Și aveam profesor. La școala din cartier sau la școala din centru? De acolo, vis-a-vis. Mm-hmm. Nu, centru n-avea școala. Deci în curtea, erau curte mari, unde era și centru și școala. Am înțeles. Da. Era școala normală, veneau toți oamenii. Veneau copii și din familii. Da, da, exact. Și așa te vin copii de la cămin. Și au profesor de matematică care mai mergea sandwich-ul și mă ajuta. Gesturile astea mici pe care le făceau oameni pentru mine contau. Foarte mult contau. Pentru că te dea încredere în tine că cineva se mai gândește la tine, știi? Chiar dacă eram aproape de casă sau chiar dacă plângeam sau chiar dacă învățam. Și mi-aduc aminte când învățam la geografie despre vreme, tempera continentală, eu le dădeam la radio, aveam un așa, și ce zicea la meteo dimineața, îi spuneam lui aia, la profesorul la școală de geografie. Vai, da, ce bine, bravo! Așa este, vremea de azi, tempera continentală este excesivă. Și mi-a dat nouă. Eram așa creativ și gândeam tot felul de chestii, știi? Dar în perioada aia n-ai fost tentat. Uite, îți spun cumva imaginea pe care de multe ori aveam noi copii crescuți în casă, în familii, față de copiii din centre. Eu am crescut într-un sat lângă Giurgiu, unde lângă școala noastră din sat era un centru de genul acesta de care spui tu, între timp s-a transformat în altceva, mă rog, dar în perioada în care eram eu copil, cred că în intervalul clasa a treia, clasa a opta, ceva de genul ăsta, vreo 10 ani, poate mai bine, că au continuat și după ce am mers la liceu, a fost un centru de copii. Și de multe ori exista tendința asta de a sta departe de copiii ăștia, să nu cumva să intri în legătură cu ei, că te învață lucruri rele, mă rog, asta ne se transmitea. Mentalitatea din cartier. Mentalitatea asta. Și că, uite, era, într-adevăr. Dar nu te simțeai, nu știu, marginalizat? Păi... Probabil mă simțeam, dar cum să zic eu, probabil în funcție de personalitatea pe care o aveai. Mi-e plăcea foarte mult să fiu sociabil, prietenos cu cei din jur. Adică nu mă considera că eram de la cămin, știi? Poate era chiar un avantaj. Mai erau unii răi și așa mai departe, dar am mers înainte, știi? Adică unde puteam să intru, puteam, unde nu puteam, nu. Știi? Și atunci cu colegii noștri mergeam mai mult unde n-aveam eu curaj, n-am, cu prieteni care erau mai buni și știam că erau mai sociabili, hai să facem lucruri din asta, hai să, știi? Mai mergeam în oraș sau de revelion sau așa, tot centrul era foarte greu și de Crăciun. Era foarte pustie. Ne dea o masă festivă acolo cât de ceva și eu mă duceam în oraș la concerte sau evenimente pe care le organiza autoritățile. Știi? Dar de Crăciun au venit foarte mulți oameni, ne dau cadouri, lucruri emoționate. Veneau preoți, veneau pastori, din biserici, din toate confesiunile, deci ne-au călcat pragul acela. Cum suntem maturi să te pregătești pentru viață? Eu făceam ziua de naștere de când eram la centru. De când eram la centru, aniversam. Chemam de la președinție, de la toți oamenii care vreau să ne ajute acolo, știi? De la președinție? Da, noi colaboram cu cei de la președinție. A venit o doamnă odată și pe aceea m-am dus la dânsa, mergeam la președinție, la Cotroceni. Când tu erai da, acolo în centru? Da, era o doamnă consiliere pe probleme sociale și familie. Așa. Și dânsa, uite, vrem să facem pentru copiii noștri cu tăie, e foarte fain. Adică a fost foarte o lucru, interesant. Da. Adică nu stăteam numai pe acolo, mă duceam să caut, să facem evenimente pentru copiii noștri din centru. N-ai fost tentat sau ai avut vreun viciu în perioada asta? O dată am fumat, mi-aduc aminte pe colț, am tras două, trei fumuri, fumau mai mulți copii pe acolo și am stătat, dar am mânecat așa și am zis, băi, ia-ți mânec așa. Droguri? Nu, nu există pe atunci, nu. Aurolac? N-ai. Nu? Nu. Nu, n-aveam. Băutură? Adică, nu. Odată, când eram mai mic, am băut odată, m-am învățat foarte tare.
Erai tot în centru? Nu, erai încă la casă la mama. Nu știu de ce, am fost cu alți prieteni și atunci mi-am aduc aminte că stăteam toată ziua. Adică a fost de așa pe așa. A fost greu. Dar oamenii de aceea n-am mai băut așa, nu știu, cu alți colegi, nu știu cum a fost atunci. N-aveai anturaj care să facă treaba asta, prieteni? Ba da, dar eu aveam o agendă, de mic așa. Am avut o agendă în care îmi scriam în fiecare zi ce trebuie să fac. Serios? Da. Dar te-a învățat cineva, nu știu, stare curios, tu spui lucrurile astea, dar mi se pare așa pentru un copil, deci, sau pur și simplu prin experiența asta Dumnezeu te-a maturizat. Aveam un psiholog la centru. Așa. Și învățam am stat primii 10 ani acasă. A contat, deci nu a fost chiar de mic în centru. Cu toate că am stat mai cu mama, dar totuși am prins niște baze pe care m-a ajutat să depășesc momentele astea. N-am avut, adică a fost greu și pentru mine. Dar îmi făceam o agendă și scriam, astăzi merg la școală, mâine vizitez pe cineva sau mă duc în oraș. Sau mi-aduc aminte când a fost într-un magazin, au venit chinezi, au deschis în România magazine. Și am primit o geacă atunci foarte frumoasă. Și m-am dus la centru și tot zicea, vai ce geacă ai! Deci, mama, pur și simplu se schimbă viața cu 180 de grade mai mult când avea cea mai frumoasă geacă și restul de un doamn. Nici mă dă seama acasă cea mai frumoasă geacă. Am luat și o geacă și am dat în centru și noi nu prea aveam haine bune și cine știe. Ce mi-aduc aminte când am fost la un festival în Norvegia, n-am spus niciodată treaba asta, am câștigat un concurs conflictele voluntariului cu autoritățile. Eram student, cred că eram anul întâi. Și aveam haine de la centru. Niște bucanci, niște haine. Da. Ponosite. Nu folosite, erau noi. Ponosite. Erau de calitate, erau cele mai slabe haine. Și când am ajuns în Norvegia la o sală de sport și m-am uitat acolo, am fost invitați, am fost selectat, am fost 40 de tine din toată Europa și vreo 4 din România, prin care am fost și eu. Și în sala de sport numai încălțăminte bune erau și așa mai departe. Și eu aveam cea mai murdară și cea mai urâtă și așa mai departe. Mă gândeam așa, făceam diferența. Uite ce înseamnă calitate și uite ce înseamnă lucru care n-ai bani și vin în centru de copii sau așa. Deci, știi? Și mi-a dat atunci cineva o pereche de încălțăminte și atunci s-a schimbat oarecum perspectiva mea în față de viață. De la un lucru mărunt. Că se poate și altfel, știi? Și când a fost în Norvegia, ne-au dat un apartament. Eram vreo 3-4 studenți. Ei veneau din familie, eu eram sigur din centru. Atunci am intrat prima oară în contact cu o viață civilizată. Să-ți lase frigiderul, să-ți lase totul la îndemână, să... Și m-am uitat și eu la alții ce fac cu tare. Adică nu am zis, băi, dau înapoi sau ceva, știi? Am încercat să... Da, e ca un băiete care absorbe orice. Adică chestia asta... Știi cum e ca aia cu furatul meseriei? Da, adică, cum să zic eu, pentru că stăteam la centru și făceam lucruri pentru ceilalți, te creștei și tu oarecum. Fără să vrei, cât un pic, cât un pic. Dar n-a fost, ai avut parte de, nu știu, cineva apropiat, uite, doamna psiholog a fost cea mai apropiată. Cea mai apropiată de tine. Și educatoarea care făcea cu noi lecții, înțelegi? Mă deschid un pic, eu am avut, îți povesteam de centrul ăsta, de la noi din sat, un unchi de-al meu, de fapt doi unchi de-ai mei, au lucrat acolo la centrul ăsta, erau îngrijitori, nu pentru copii, cum ziceam, administratori, cumva, ceva de genul ăsta pe acolo. Și la un moment dat, ei mai luau copiii acasă, pe weekend sau câteva ore. Am mai fost și eu, da, la cine. Ați mai fost? Am mai fost la o doamnă de atunci, dar mai mergeam așa. Din personal mai mergeam. Dar ce casă mai aproape și mai mergeam și vedeam, da, da. Vedeai cum e acasă, cum e în familie. Da, exact. Se face și nu ți-era dor de mama, Gabi? Păi mi-era, mai plângea, ce vrei să fac? Mai venea mătușa mea din Buftea, mai venea și din când în când la mine. Și de din Periș, m-am mai vizitat, dar o perioadă, câțiva ani, de când, cred că până la 14 ani. Și apoi nu mai. Și pe aceea nu prea mai avea timp, mai veneau mai rar, foarte rar. Și atunci, lații mai veneau. Și mă gândeam când ieșeau alți tineri care erau mai mari din centru și n-ajungeau bine, sau îi preau alții familii sau așa, mă gândeam că, uite, sper că și pentru mine să se găsească ceva în viața aceasta. Și când eram mic, mă uitam la oameni, de ce sunt grași, de ce sunt bolnavi, de ce suferă. Mă gândeam, de ce oamenii suferă așa? Așa era mintea mea, știi? Și noi nu prea aveam multe lucruri, adică dulciurile sau lucrurile astea, mâncam foarte simplu, știi? Foarte simplu. Și cred că mâncarea simplă și viața simplă pe mine m-a ajutat mult de tot. Că nu aveam tot ce-mi trebuie, dar aveam, nici muram de foame. Înțelegi? Adică, și gândește că ești...
Într-o casă stai cu mama, tata și, hai să zic, cu un frate doi. Dar noi eram 100 și ceva, 150 acolo. Păi da, și nu erai... 150, îți dai seama că 150 ce aveai acolo? Mișai dimineața sau seara, mergeai la baie, la toaletă, în capul tot timpul stăteau un educator. Și era baie comună, nu? Da, nu știu, erau comune. Și erau, tot timpul, cine, când iese și așa mai departe. Sau, nu știu, mi-aduc aminte când plecam în tabere și veneam din tabere, mi se păreau coridoarele mari și erau vopsite cu gri și paturile fără lenjerie și fără înțelegerea, da, și pe aceea... Ai fost martor la vreun abuz? Mai, nu, da, am fost mai mult abuz emoțional și fizic. Sexual? Sexual, mai puțin. Cred că erau mai mult, au fost câteva abuzuri de genul acesta, numai că nu, persoana era foarte atent cu lucrurile acestea, știi? Și nu, noi nu știam copiii unii de alții sau ce se întâmplă pe acolo, nu știam. Tu n-ai fost victimă? Nu, nu, n-am reușit să fiu. Nu. Adică m-am ferit de lucrurile acestea. Erau câteva tentative, dar... Eram foarte mult în cameră și nu prea existau tentativele astea așa foarte, știi, adică era o chestie. Dar foarte mult abuz fizic și emoțional. Să speri ciorapii, să faci pentru ceilalți masa sau ceva de genul ăsta, te mai băteau dacă știi. Și mulți profesori ne țineau la școală să nu plecăm. Hai că mă duc eu, vorbesc cu profesoara asta aici și spală pe hol cu tare. Și fugeam, mergeam la școală. Mă băteau un pic, dar mergeam la școală, știi? Ți-ai dorit să mergi la școală? Da, tot timpul mi-am dorit. Și am avut răbdare. Asta a venit cumva și ca un sfat pe care l-ai primit la un moment dat de la mama de acasă? Nu știu, mă gândesc. Nu știu, da. Când era adică mama, îți spunea mama, măi, uite, ai mama, fi bine să mai la mult școală. Și era mai organizat când am ajuns în centru, când eram în familie. În familie eram foarte... Erai răsfățat? Da, nu răsfățam. Mai mult stăteam singur, că mama venea spre servici, venea seara. Și erai din generația aia cu cheia la gât, oarecum? Posibil, da. Posibil, dar era o viață mai simplă. Nu era ca acum atâtea... Tentații, da, foarte mari. Și atunci erau, da... Tu ai aici o carte, noi o să povestim despre ea, dar vreau să profit un pic de momentul ăsta și de să o arătăm pe mama ta aici la cameră, cumva. Ea este mama și aici ești tu în fotografie cu mama și cu o prietenă din copilăria ta. Da. Foarte frumoasă mama ta. Da, erau, da, am murit foarte tânără și era o fată foarte deșteaptă și ținea foarte mult la mine și îmi cântam fiecare seară. Și cânta, avea concerte multe, dar așa a fost viața. Știi că orice... A murit tânără? Ce vârstă avea? Mai îți amintești? Ea a murit tânără, avea 26... Până în 30 de ani. 26 de ani. Wow. Și gândește-te că orice om rămâne fără mamă sau fără tată. La un moment dat. La un moment dat. Dar atunci când ai mai multă nevoie de ei, e tragic. Și acum gândesc că sunt foarte mulți copii orfani cu părinți. Wow! Adică au părinți, dar iau așa numai de i-a făcut, știi? Dar de fapt ei toți singuri sunt. Da. Dar ce e mai grav, apropo de chestiunea asta? Să nu-i fie fizic lângă tine sau să fie fizic, dar de fapt ei să lipsească cu desăvârșire din punct de vedere emoțional? Foarte bună întrebare. În primul rând, dacă n-ai dragoste, mori. Mori. Un om fără dragoste moare. Și mulți copii din centre mor metaforic, adică o mor când zic în sensul că nu ești pregătit pentru viață, ți-e teamă de viitor, ți-e teamă să crezi în tine. Pentru mine, biserica, Dumnezeu, cred că a fost cotitura care mi-a salvat viața. Și m-a ajutat să-i salvez și pe ceilalți. Wow. Pentru că dacă nu credeam pe Dumnezeu, cred că nu înțelegeam lucrurile astea de organizare, de atașament, de... Că am trecut prin multe etape ale vieții, de seama, să fii singur pe lume, nu e ușor. Să intri în contact cu toți oamenii în general, oamenii vin, nu doresc fericirea, oamenii vin și pleacă din viața ta. Exact, vin și pleacă, na, te întâlnești cu foarte ei, ai văzut, dar fiecare își vede de drumul ei, adică... Foarte puțini rămân în viața mea, adică am cunoscut ONG-uri, cum a fost doamna, cum este Vali Mărtar de la Linare, sau Fundația Pestaloții, de seama că a venit în centrul nostru, este ca să ne educe, cred că mergeau mai multe centre, și eu trebuia să fac pentru școală o scrisoare, nu pentru Carolin. Am o familie în Statele Unite care m-a adoptat. O să vă zic și povestea. De la distanță, cumva. Da. O să ajungem și acolo, da. Și vreau să zic că am făcut o scrisoare scrisă de mână. Fundația Pestaloții mi-a făcut-o la calculator și mi-a pus-o într-un plic.
încă un pas de maturizare, că se poate altfel. Deci atâta civilizație într-o comunicare și într-o corespondență, ceea ce nici nu trecea prin cap că există. Tu atunci erai încă la liceu? Da, la liceu. Centru, eram la centru, da. Uh-huh. Da. Erai licean? Nu, eram 12 ani când am cunoscut-o pe Carolina. Adică când am primit ajutoare. Veneau foarte multe ajutoare din America, din toate țările. Știi, și eu atunci am primit un rucsac. Fiecare copil primea câte un rucsac. Și acolo tu ești un copil special cu tare, cu tare, știi? Și atunci aveam o adresă. Nu toate rucsacurile aveau o adresă de corespondență. Așa, spune-ne că dacă tot suntem și la povestea asta, te rog. Da. Nu toate aveau. Rucsacul mi-a avut o adresă. A avut o poză a familiei care mi-a trimis pachetul. Și nu exista calculatora din internet și așa mai departe. Și pe aceea am scris o scrisoare și mi-a răspuns. Și mi-a zis că anul viitor o să primești pachet pentru vârsta ta. Și intimita geacă și ghiozdan și lucruri care să se potrivească mie, că nu prea toate se potriveau câte căștini, ele veneau pe vârstă. Și mulți oameni umblau în ele, în pachete, dar... Și pe aceea venea personal pentru numele meu, Gabriel. Și atunci am trimis apoi corespondența și a zis că tu ești un băiat special, să înveți engleză. Și erau, tot timpul au avut grijă de mine. E aici? Carolina. Aici, nu? Da. Uite aici. Da. Ei sunt cei care te-au adoptat cumva, le arăt și prietenilor. Aveau un copil cu handicap. Și un copil normal, da. Și ei când vorbești de adopție, nu te-au adoptat cu acte, te-au adoptat... La distanță, da. Nu. Cumva ca să aibă grijă de tine. A avut să mă adopte, dar pentru că aveam un copil cu handicap. Ei au colaborat cu o fundație din America care ajuta copiii din România după 89. Și vreau să vă zic că acum câțiva ani a fost lansarea filmului acestui documentar pentru copii din centrul de plasament și ei mi-au cumpărat un bilet pentru acest documentar. Era o sală unde erau numai vedete, numai personalități ale lumii. Știi cum se numește filmul? Era un documentar. Nu mai știu. Era Inocenții, parcă se cheamă. Uh-huh. Când am fost în sala aceea, au dat documentare și filme din toate centrele de copii, câteva, din România. Wow. Care erau viața grea. Vreau să spun că unul din documentare eram la centrul nostru. Te-ai revăzut acolo? Da. Și am ridicat mâna și am vrut să mulțumesc pentru tot ce a făcut pentru mine. N-a fost nimic regizat acolo, nimic. Nimic, nici fundația, nimeni nu știa. Și ei nu se gândea vreodată că în sală vor fi un copil care a fost prin filmele acelea, prin documentarea acelea, niciodată. Și m-am urcat pe scenă și toată lumea m-a aplaudat și mi-a zis și a rămas în mine că acela a fost centrul în care am crescut. Și după aceea i-au scos o carte despre copii din centre și când a fost tras la tombolă, a căzut numele meu. Și m-am urcat din nou pe scenă și am luat și cartea aceea cu autograful la foto. Era un fotograf din America care a venit și a făcut un documentar despre copii din România. Acum câțiva ani a fost. Dar tu ai povestit așa cu... putere despre copilărie, dar ți-au dat lacrimile când ai povestit asta? Da, pentru că nu mă așteptam. Adică eram în sală și era și calm, că eram mai mulți acolo și au cumpărat bilete pentru noi și erau 30-40 de dolari un bilet. Și Gabi, du-te și tu la această lansare, că aici sunt fundația care am colaborat eu cu ei și v-au dat pachete. Și ne-am dus ca tot omul în sală. Dar voi erai deja om mare atunci, trecuseră ani buni. Da, nu eram fată, cum câțiva ani, vreo 7 ani, cred, a fost. Și faptul că e de dat documentare și îți dai seama că nu poți să-i găsești pe copiii din comunism, nu știi cine sunt. Și faptul că am ridicat mâna și m-am regăsit în filmul acela, au rămas toți mici. Chiar și cei care au făcut filmul, chiar și cei care, fundația care ne-a ajutat foarte mult și ei au rămas mici. Da, și atunci a fost un moment extraordinar. Tu ai avut vreo poreclă în adolescență? Da, Cruela, îmi zicea. Cruela. Îmi plăceau blănurile, Cruela. Mi-aduc aminte că cei de la Ministerul de Interne organizau evenimente. Așa. Și copiii îmi spuneau Cruela de la 101 dalmațieni. Ce tare. Și se făcuse niște în sală și unul de negrăniți zice, uitați-l pe Cruela, că a băgat Cruela la film să vadă copiii. Da, da, da. Și toată sala a început să râdă. Erau copii din toate centre, din toată tot București. Și de atunci, acum am zice men. Nu mai zice că... Da, acum ai oaldă. Da, și încea că îmi plăceau blănurile, știi?
Da, cruier. Asta a fost porecla ta din adolescență și da, men cruier, de unde? Da. Acum men e de câțiva ani, da? Men e de vreo 10-15 ani, cred. De ce? Pentru că mergeam în tabere și știi că îmi place să fiu foarte sociabil, să ajut acolo și mergeam într-o tabără de... Am fost într-o tabără de exploratori, cred, și am stat cu colturile și era frig. Și eu, așa e darul meu, am luat găleata cu ceai și m-am dus pe la fiecare să le dau ceai cald, că era frig. Pentru că fiecare își făcea mâncare, nu era cu o cantină, nu era cum se fac acum cu cortul și gătește pentru toată lumea. Nu prea era așa. Fiecare grupă își găteau mâncarea. Și eu luam ceaiul, veneau, cred că eram din toată țara, era național și am dus la Moldova, unde ei erau cei mai organizați și sunt toți. Și luam ceaiul și ce, hai meni, mi-am uitat și odată, hai meni, pentru că toți s-au săturat să se strige pe lume. Și mă gândeam, dacă eu nu o să țin toate numele astea, numele minte, că nu o să țin, da, meni trebuie să-l țină. Și am dat ceai, bunătatea pe care l-am oferit-o lor, ceaiul acela, i-a rămas cu meni. Hei, ce faci, meni, unde? Și odată, la focul de tabără, striga toată lumea, men. Ok. Și atunci mi-au aplaudat și mi-au mulțumit pentru ceea și atunci a devenit un brand, men. Pentru tine. Da, cum oamenii te-au recunoscut așa. Nu te uită lumea când men. Adică numele îl uiți, dar men... Rămâne. Da. Și ești încântat de asta, văd că povestești cu drag de lucrul ăsta, pentru că a venit ca urmare a bunătății tale. Da, men e un fel de logo, adică un, nu știu cum să zic eu, nu știu că e poreclă, e un nume de identificare, știi? E mai ușor de ținut, men. Adică ai tendința să uiți oamenii, știi? Mm-hmm. Înțelegi? Dar e ca o, cum să zic, o, imaginează să, nu știu, o poreclă pe care, dăm un exemplu, de poreclă din mediul tău, de familie, de exemplu, sau nu știu. Nu am așa, dar înțeleg ce vrei să spui. Ceva care rămâne ca rezonanță așa în mintea altora. Exact. Deci atunci când spui meni e ok. Atunci, bă, uite-l pe meni sau ceva de genul ăsta, știi? Că așa uiți numele, dar când e meni, e meni. Da, e foarte adevărat. De acolo a pornit toată. Și atunci pe toți care întâlnesc așa mai departe, meni. Și se duce vestea, vorba, știi cum este, știi? Da, să da, răspund da. Din chestia asta. Spune-mi, în perioada de adolescență ai avut vreun prieten așa apropiat? Da, am avut mai mulți. Da, au crescut fiecare la casele lor. Dar ce vă apropia? Păi ne ajutam reciproc unii pe alții, făceam lucruri împreună, nu știu, cum să zic eu, prietenii adevărați în sensul de mamici, așa că prieteni pe așa, pe, era foarte greu să-ți faci un prieten, știi? Să te deschizi, să-i spui ce te doare. Da. Mai bun spuneam la educator sau... Dar aveam prieteni care colaboram, învățam împreună sau ne jucam sau făceam lucruri, știi? Tu ai mers și ai terminat 8 clase în centru, după care ai mers la liceu. Liceul unde l-ai făcut? Tot în București. Tot în București. Da. Și după aceea ai ales să mergi și la facultate. Da. Și ai rămas mai departe mi-aduc în centru. Mi-aduc aminte că la liceu mi-a căzut Iona din Biblie. Și doamna profesoară povestește. Și am spus... La BAC? La BAC. La BAC. Uh-huh. Și floarea albastră. Și la BAC i-am spus... deci, și asta e experiența foarte faină. I-am spus la BAC ce am învățat eu din Biblie despre Iona. Și face profesoara, măi Gabriele, tu mi-ai spus din punct de vedere spiritual, religios, despre Iona. Iar eu acum o să spun din punct de vedere literar. Și mi-a spus ea. Și pentru asta ai un 6. Te trec. Că eu nu i-am spus despre Ioan din literar, i-am spus din punct de vedere din Biblie. Și îmi place că spui despre Ioan din Biblie, iar eu spun din literar. Adică ce trebuie să-mi spui tu mie, îți spun eu ție. Deci o chestie faină. Și la Floarea Albastră ne-a lăsat cu cărțile, a zis, alegeți o poezie și întâmplător în cartea aceea era Floarea Albastră. Și de acolo a trebuit să tragem noi. Aia a fost o chestie pe care am scris-o. Și am rămas așa, imitul Dumnezeu cum poate să lucrezi, mi-a căzut Ioane și am zis din Biblie. Asta la oral. La oral. Că la oral mai aveam emoții, știi? Da, da, da. Și așa, cu mintea mea, i-am zis din ce chestie. Tu-l cunoscuse pe Dumnezeu? Da, pe ea, da, era acum, un curan înainte, nu era mult. Uh-huh. Dar învățam să-i spun, îmi plăcea din Biblie foarte mult, știi? Da, cum l-ai cunoscut pe Dumnezeu? Prin familia Zăbavă, ai zis? Da, prin familia Zăbavă. Nu, prin familia Zăbavă, înainte de familia Zăbavă, în clasa 6-a sau 7-a, era doamna Matei. Așa. Doamna Mihai, pardon, era profesoară de fizică la mine. Și eram clasa 8-a, de fapt, și trebuia să fac meditații pentru clasa 9-a. Și mi-a zis, uite, tu, noi nu poți să venim sâmbăta pentru că
Așa pot să vii duminică sau cu săptămâni și veneam duminica. Și odată m-a întrebat, de ce nu pot să vin și sâmbătă? Păi noi sâmbătă nu lucrăm, nu știu ce, ok. Și mi-a arătat o camera ei, era plină de plante, frumos, aerisită. Și m-a învățat, uite, trebuie să ai o plantă în camera ta. Trebuie să înveți să te speli, să mănânci sănătos, mânca sănătos, femeia, foarte sănătos. Și acolo mi s-a prins mie beculețul, ia să încerc să mănânc și eu mai sănătos. Că la centru nu prea mâncai sănătos, așa, în fiecare zi de an. Și după aceea, familia Zăvabă stăteau la exact casa lângă centru, la 3 străzi era de noi, 3-4 străzi. Și acolo tot timpul munceam la ea, era ca a doua familie. Și când veneau ajutoare, portocale sau fructe sau tot felul de chestii, duceam la ea, că acolo le ținea, că nu le fura nimeni. Știi că la centru se mai na. Și zice, Gabi, vezi portocalele astea? Hai să facem un suc de portocale. Și facem un suc de portocale, știi? Și, Doamnă! Da, i-am învățat și atunci am început și la centru să le spun, eu am văzut, au văzut o schimbare, chiar am săbut, eram, uite, capita mea, împlinit, ce cu tine, pe unde, ce mănânci, știi, zic, și povestea și colegii, știi? Și zic, uite, la tante să vabă, m-am învățat și pe mine, am pe cineva care mă învață să mănânc mai sănătos, să fac un suc, să, știi, sau primeam ketchup-uri, ăștia mâncau cu ketchup-uri pe pereți, așa mai departe, se jucau. Da, și încercam să le donăm sau să facem ceva cu ele, sau portocale, nu știu ce să fac cu toate portocalele, le băgam pe sub patule. Mi-aduc aminte că la centru, geamul meu pe partea cealaltă era ușa unde făceau provizionare. Și noi ajutam să descarce varză, morcov, alea. Și noi mai băgam și noi sus în cameră o varză, o morcov și ne făceam și noi seara o salată de morcov cu varză, cu am mâncat și noi așa, na, cu sare, cu, știi? Și, să vezi cumva independența. Da, deci făceam tot fel de asta, așa, mi se părea nu așa, na. Și prin familia aceasta tu l-ai cunoscut pe Dumnezeu, te-ai apropiat de Dumnezeu? Da, deci doamna era adventistă. După aceea am aflat foarte târziu. Nu mi-a zis de biserică adventistă, mi-a zis că cunoaște o biserică și așa mai departe. După care mi-a zis, uite, este un cor de copii, flori și stele și poți să mergi tu la concert gratuit. Concert, cu tare, mă zis la sala palată, mi-a prin spate, am bătut la ușă. Și ia tanti Carmen acolo și zice, da, Gabriel, zi. Adică, Gabriel, spune, ce doriți? Păi m-a trimis tanti să vabă la nastă, sunt Gabriel, ca să participi și la concert. Ah, ok, hai, intră prin spate. Și am intrat prin spate, am văzut copiii cum se pregăteau și așa mai departe și am văzut primul concert la Frășistele. Și zic, ce aș invita și o curul ăsta la mine la cămin? Și am luat legătura când am zis, vabă, hai, nu vezi și la mine la cămin ca să, știi? Și m-am zis aminte că era într-o sâmbătă pe amiaza. Când au venit foarte mulți copii, foarte mulți copii au venit și la noi la centru au fost foarte mulți, a fost așa o chestie, da, și a fost primul manager a fost istoriei, știu de ce că era la manager. Și pe aceea am început să-i duc la ICC, la alte cămine de copii să cânte și a fost ceva. Noi am avut un podcast cu Carmen și Rene Stoica aici, am avut cei care au dus și duc încă povestea asta frumoasă a Flori și Stele. Dacă doriți să căutați podcastul, găsiți aici pe platforma noastră pe YouTube și pe platformele de podcast, sigur puteți să ascultați povestea familiei Stoica. Când vorbești despre perioada asta a căutărilor tale, cumva pe de o parte, pe de alta, a felului în care Dumnezeu ți-a condus viața, ai reușit totuși să rămâi ancorat într-un mod sănătos și să nu te, nu știu, lași dus de vânt de unul sau de altul și ai reușit să termini liceul, ai reușit să mergi și la facultate. Ce facultate e? De asistență socială. Asistență socială. Ai vrut neapărat să mergi în zona asta, cumva să îi ajuți și pe alții? Eu am dat mai întâi la facultatea de construcții. Am fost primul an, mi-aduc aminte că au venit cei de la evenimentul zile și au făcut un articol despre mine. Un student care am păcut în ziar, un student din centrul copiii a ajuns să ajungă la facultate, că era o raritate să ajung student pe timpul ăla. Și mă gândeam așa că mi-e place să lucrez cu oamenii, să fac ceva pentru oameni. Construcții ce? Nu mi-a plăcut. Și mi-a zis cineva, un prieten, zic că nu vrei să dai la asistență socială, știi? Și am dat la asistență socială. De fapt, am vrut să dau la, când eram mai mic, am vrut să dau la ca să mă fac pastor. M-am dus la Institutul Teologic Adventist. Așa. Că așa e, când din contact mă duceam unde mi-eșa în cale câte ceva și era Norel Iacob, mi-aduc aminte, în comisia aceea și îmi spune, Gabriel, nu este pentru tine pastor, pentru tine este asistență socială, e ceva să lucrezi cu oameni, iar firul ierbii ceva. Ok, am plecat și o fi asistență socială, cu ce o să mâncăm, știi? Deci știți la construcție și ca să mă duc la asistență socială am zis să trec pe aici. Nici aici nu s-a putut. M-am dus la asistență socială.
Și acolo am reușit să intru cu bine. Da. Și te regăsești în asta? Adică sfatul pe care l-ai primit a fost păi, unul potrivit pentru tine? Sunt mulți care fac asistență socială și nu, sau fac un domeniu în facultate, dar nu practică. Nu practică, asta zic. Dar socialul, da, a fost foarte bine venit. Oricum, era o școală privată la Cernica și eu a trebuit să muncesc pentru am plătit studiile până a venit Fundația Linare și mi-a plătit bursă, dar munceam pentru mâncare și pentru așa mai departe. Ce munceai? Făceam curat pe acolo, ajutam... A, acolo în cămin. Da, la facultate. La facultate. Da. Și mi-aduc aminte că eram primul an, am fost șeful clasei și al doilea șef, pentru că mă descurcam, îi salvam pe toți. Pe toți, adică copiii din familie nu aveau curaj. Eu eram din altă lume. Mergeam peste tot, la secretaria, peste tot. Nu scăpau de mine, trebuia să mă rezolve. Am o veste bună, s-a rezolvat cu tare, cu tare, știi? Și atunci, pentru că eu făceam la VEDA, n-a fost decât 2 ani. Restul am băgat, trebuie să bagi un șef de clasă care era acolo, intern acolo, știi? Dar i-am ajutat așa cum am putut și învățam cât puteam și eu. N-a fost ușor. Că trebuia să înveți teologie, partea religioasă, trebuia să înveți partea socială, partea de psihologie, lucruri pe care încă eram la centru, eu mergeam la centru. Eram student și mergeam la centru, da. Da, eram la centru, da. Ce poveste. Și am stat acolo, adică și la liceu la fel, mergeam la centru, eram singur din centru, din tot liceul. Da. Și... Văd că îți sună telefonul continuu, te caută oamenii, cred că e a 4-a sau a 5-a oară când îți sună telefonul, ești într-o continuă căutare, da. Pentru că tu răspunzi în momentul ăsta de asociația Șansa Ta, asociație pe care tu ai fondat-o și care nu stă degeaba, adică oamenii din jurul tău freamătă cumva. Da, am încercat să decentralizez lucrurile astea ca să suntem o echipă care lucrăm, dar sunt lucruri care nu. Țin de tine, cum... Țin de mine, că na, avem foarte multe alimente și multe lucruri care... Aveți foarte mulți beneficiari și da, în același timp foarte mulți sponsori. Da, avem lesii boieri. Sponsorilor? Da, nu sunt sponsori, sunt boieri. Ok. Așa, și avem o cantină socială unde hrănim 1000 de oameni în fiecare zi. Wow. Am început de când am mic, dădeam mâncare la oamenii străzi, știi? Și de când eram în centru, ajutam oamenii. Eu când eram la centru, mergeam și colaborăm cu UNICEF-ul sau cu Salvați Copiii și făceam case la alți oameni care nu aveau case lor. Deci eram la centru și am pe familii care nu aveau case. Sau stau în vate capul lor, știi? Și chestia asta te maturizează un pic, știi? Mergeam în centru, am făcut și o faptă bună azi. Ce tare! Știi? Și-mi lua și alți colegi să ne mai ajute și așa mai departe. Vorbeam și cu alte centre, hai să mergem să facem, să știi? Era o chestie așa, care îți venea tot timpul, știi? Spune-mi, te rog, ai făcut facultate, ai terminat facultatea în domeniul ăsta, ai asistențe sociale, ai făcut asociația Șansa Ta. La capitolul personal, că o să povestim despre aspectul ăsta profesional. Deci, cumva. De Șansa Ta a venit când a venit familia din America. Așa. A trimis pe cineva în America că avea o treabă aici și a zis, vezi că sunt din partea mea, trebuie să vorbească cu tine 3 cuvinte. Ok. N-a stat mai mult de 5 minute, maxim, și mi-a zis, Gabi, tu trebuie să scrii o carte și să-ți faci o asociație. Bun. Eu n-am făcut asociația asta, aveam experiență multă în ea, dar trebuie să fie o chestie organizată. Tu făceai diferite activități, dar nu făceai sub umbrela unei... Nu, și lucram la Protecția Copilului, am lucrat 10 ani la Protecția Copilului și am făcut un sondaj, cam cum să se numească asociația pe care vreau să o creez. Și am făcut multe lucruri și am zis asociația Șansa Ta a rămas până la urmă, că este șansa și celui care dă și celui care oferă. Foarte bine. Înțelegi? Logo este ca o fereastră, ca o ușă, de fapt. O să punem și noi site-ul asociației, da? Aici în descriere, ca prietenii noștri să poată accesa. Și o să vorbim puțin despre proiectele pe care le are Șansa Ta și ce faceți voi, pentru că asta este important. Dar voiam să te duc într-o altă zonă. Te rog. Așa, de suflet. Nu erai frământat să ai și tu propria ta familie? În perioada asta de studenție, de... Ok, erai la centru, erai... Când eram la biserică, cineva m-a întrebat, tată și mama ta sunt cei care fac voia tatălui său. Mi-a spus cineva. Ok. Adică, neavând părinți așa, zic, părinții mei sunt cei din jurul meu. Bun. Familia e foarte importantă. Mătușa care este lângă mine, soția mea care este lângă mine. Deci te-ai căsătorit? Da. Da? Foarte natural. Aici voiam să ajung. Erai la facultate. Nu trebuie?
Ba da, e așa. Foarte frumos. Și erai la facultate, știi că nu este greu să ai o familie. Nu-i deci greu, eu vin, Gabi vine dintr-o familie care are familie. Eu vin dintr-o familie instituționalizată, într-un fel. Cum ai cunoscut-o pe soția ta? Din Flori și Stele. Au fost la noi la Cămin și cred că ne-a văzut prin flori, prin poze, prin nu știu cum așa și a zis, uite, el e Gabriel, știi? Că tot întreba pe toată lumea, cine e băiatul din poză? Ea a făcut pasul spre tine? Da. Ia, că eu era inocent. Eram în lumea mea. Și la cât timp v-ați căsătorit? Păi după căsătorit, 2 ani, nu mai știu, 2-3 ani. Au venit și mai familia din America. Da, la voi la nuntă? Da. Foarte tare. Cum o cheamă pe soția ta? Gabi. Gabi? Păi nu, am vrut Gabi să... Gabi și Gabi, adică Gabi la pătrat. Da, așa se întâmplă de fiecare dată. Foarte fain. În ce an v-ați căsătorit voi? Acum câțiva ani, nu mai știu, 2000... Bine, e greu pentru un bărbat să țină minte chiar datele astea, așa, nu? Mai bine decât să greșești, scrie în carte? Scrie în carte. Ok. Spuneai tu despre faptul că ai ales drumul ăsta și drumul dat de familia asta, da, ca sfat. Măi, uite, fă o asociație și scrie o carte. Asociația ai făcut-o? Patru îngerii. Da, și am scris și carte. Da. De carte, sunt de vreo 6 ani care tot mă chinui să scoți cartea da, asta, da? Și foarte mulți oameni care au încercat să mă ajute plecau, făceau o parte. Dar eu toate, l-am adunat pe toate, la toți care m-au ajutat până am găsit în ce, într-adevăr, o familie Borțu, familia Borțu. Borțun. Care au zis, Gabriel, hai că-ți punem noi noline viața pe carte. Și am dat scheletul, așa, n-a fost ușor și am dat și la cineva. Că, da, a fost o chestie... Nu sunt profesionist în a scrie cărți. Categoric. Dar sunt foarte mulți copii din centre și tineri care pășesc în viață și au nevoie de o îndrumare. Când a aflat directorul de la Biblioteca Națională de lansarea acestei cărți... Domnul Cioroianu, da? Domnul Cioroianu a spus, Gabi, deci o poveste de viață foarte frumoasă. Și merită lansată la Biblioteca Națională. Și am spus, domnule director, și pe carte scrie Biblioteca Națională, că o înregistrați. Eu sunt înregistrat la dumneavoastră. Deci mulți aia știi să fac. Când va fi lansarea, Gabi? Pe 18 aprilie. 18 aprilie, la ce oră? La ora 18. La ora 18 la Biblioteca Națională a României, da? Da. Eu mi-am notat aici. Vă așteptăm cu mare drag să faceți parte din povestea noastră. Foarte tare. Și invitația asta se adresează și celor din comunitatea noastră? Da, toată lumea poate să vină. Poate să vină orice. E mare, în cap acolo. Extrem de mulți. Să fim împreună, să aflăm povești de viață frumoase. Deci 18 aprilie, ora 18, este în ce seară? Într-o seară de... Într-o joi. Joi seara, da? Da. La Biblioteca Națională a României se lansează această carte ce se numește cum, Gabi? Născut pentru a învinge. Născut pentru a învinge. Viața de unde titlul ăsta? Viața văzută prin ochii unor orfan. De ce născut pentru a învinge? Pentru că fiecare dintre noi se naște pentru a face ceva în această viață. Parcă menirea mea a fost să înving... Născut pentru a învinge, de fapt, este ideea de obstacole din viață pe care am trecut. Faptul că rămâi fără părinți, faptul că trebuie să te ocupi de ceilalți, trebuie tu în fiecare zi să învingi ceva, să lupți cu tine. Este o viață văzută prin ochii unui copil orfan. Noi am povestit, e adevărat, o fărâmă din viața ta. Sunt multe detalii pe care prietenii noștri le pot găsi aici în carte. Da, și vreau să spun că acești, dacă am strânge bănuți pe această carte, voi construi o casă de tip familiar cu această deci, banii strânși. Cine va cumpăra cartea asta? Banii vor fi direcționați către construirea unei case de tip familiar pentru 12 copii orfani. Wow. Care așteaptă o casă. Măi, Gabi, extraordinar. Da. Nu poți să stai locului. N-am timp. Născut pentru a învinge. Dacă eu stau pe loc, stă planeta. Mi-aduc aminte când a fost pandemia, toată lumea stătea în case. Nu mai eram decât poliția, salvarea și ONG-urile care ajutau. Au rămas, cred că, câteva ONG-uri pe București. S-a închis planeta. S-au deschis depozite mari. Tone de alimente am trimis în toate zonele favorizate cu pandemia, îmbrăcați, încostumați tot. Și n-am avut boala aceea. N-ai avut coronavirus? Nu, nici nu știam ce e aia. Toți, mulți se îmbolnăveau. Și am trecut în comunități și m-am dus peste tot și am ajutat pe oameni, speriați, în casă. Am încercat să dăm cât de cât, știi, o șansă, născut pentru a învinge. Este o poveste în care să motiveze pe alții că se poate, nu trebuie să dai înapoi.
Și vreau să vă zic că în timp ce eram pandemie, toată planeta era închisă și noi dădeam foarte multe ajutoare, noi ne-am atât locului, o clipă nu am stat. O clipă. Tot timpul am muncit și am... Echipa. Echipa, da. Da, ai voluntari? Da, 150 de voluntari. 150 de voluntari în pe șansa diverse categorii, da. Ce înseamnă șansa ta, Gabi? Adică, efectiv, ca proiecte, ce face șansa ta? Dă-ne câteva exemple de... Unde vă implicați voi? Ca o paranteză, pentru detalii suplimentare ne pot găsi pe TikTok, pe Instagram, pe Facebook, pe LinkedIn, acolo pe rețele de socializare ne vor găsi pentru detaliere. Asociația Șansa Ta are proiecte de educație, sociale, culturale. Avem un centru de copii unde oferim educație copiilor. La Bilciulești. La Bilciulești oferim educație copiilor defavorizați sau copii cu monoparentare sau persoane cu dizabilități, copii. Avem o cantină socială unde hrănim 1000 de oameni în fiecare zi. Unde e asta? În București, pe Calea Griviței. Este în parteneriat cu... Cu Kaufland România. Kaufland. Da, și cu voluntari, cu... Na, fiecare cum poate ajuta. Și aveți acolo un spațiu al vostru? Avem un spațiu de 500 de metri pătrați, cu bucătărie, cu... echipe întreagă, da. Sunt 25 de oameni care lucrează pentru acest proiect. Wow. Și aveți și sprijinul statului pentru asta? Nu. Doar privați? Da, din dorații sponsorizări. Da, boie, din dorații sponsorizări. Și noi am început cu un sandwich și un ceai cald. Acum 15 ani stăteam oamenii străzii. Unde, cum, se cheamă, cum se cheamă? O șansă, o șansă caldă. Caldă, da? Uite, este aici. Gândiți-vă că de la a hrăni 100 de oameni o dată pe săptămână, să hrănești 1000 de oameni. Aici exact. Sus, nu? Da. Poza asta mi-a făcut un voluntar și dacă vă uitați în poza aceasta, este o aulă. Observați? A, chiar este, da. Fără, deci nu era... Chiar este. Ia. Vezi? Să le arătăm și prietenilor da, noștri. Adică am luat așa și de asta am și pus-o, pentru că parcă e un înger care Dumnezeu lucrează prin oameni. Știi? Ce chestii, dacă vrei și nu ești așa. Chiar, dacă îți propui unele lucruri, nu ies. Da. Și aici, tu ai început să dai oamenilor străzi. Da. Noi am făcut la un moment dat am făcut și împreună proiectul ăsta când eram la Asociația Amicus cu acum, studenții. Acum, cu Amicus mulți ani am colaborat și veneau da. Și voluntari. Da. Veneau voluntari, mergeam acolo cu studenții la Gara de Nord și le dădeam masă caldă oamenilor străzi. Și de atunci s-a transformat într-o cantină socială unde vin oameni și pe timpul verii și pe timpul iernii și mănâncă. Da, de luni până vineri. Câte mese pe zi? O masă. O masă pe zi. Da. Și avem așa, 200-300 de oameni vin la cantină și mănâncă. La 200 de oameni le trimitem acasă, oameni nedeplasabili. Așa, mâncare. Da. Și avem patentă cu 5 ONG care trimitem la beneficiarilor, care vin și ridică. Uite, aici văd eu centru de copii. Aici este centru de copii Șansa, da. A fost un conac boieresc. Așa, unde, în ce localitate? Bilciurești. Aici, 40, până în 40 Ilfov, nu? Da, Dâmbovița. E la granița între Ilfov și Dâmbovița. Okay. De la Crevedia mai sus. E... Nu-i departe de București, la vreo 30 ani. Și acolo sunt copii care stau acolo? Nu stau tot timpul. Ai centru de zi, dar o să fie și centru de rezidențial. Mai, când avem urgență, mai stau și copiii acolo. Ori lasă părinții, mai primesc, avem situații de genul ăsta. Dar câți oameni coordonezi tu, Gabi? Așa, în mare, cu voluntari, cu ce înseamnă toată forța asta? Adică, la cantina avem o echipă, un șef de... La centru avem la fel, adică nu poți să faci... Trebuie legitimizate. Categoric. Da. Dar așa, cu aproximație, câți oameni sunt implicați în tot ceea ce înseamnă proiectele Depinde de proiect. Poți să ajungă la 1000 de oameni. Wow. Avem campania de cutie unde, așa. Unde sunt 60 de școli implicate, aproape 15.000 de copii. Și vorbim de București. Cum zâmbetul... Ilfov, din cutie. Zâmbetul din cutie se numește. Este ediția 13-a. Soția mea colaborează cu tine pe asta, ea fiind învățătoare la școala 80 în București și au tot făcut pachete de ani buni, fac pachete copiii de acolo pe care tu vii și le preiei. Și copiii mari care cresc și, se duc în agenții și cu așa, organizează la rândul lor. Și asta este făcut în parteneriat cu inspectoratul școlar, cu mai mulți boieri. Wow. Și gândiți-vă că e o tradiție. Adică avem acum un partener cu cei de la Fan Curier și se duc și centralizează. Preiau ei, nu? Preiau toate cutiile, că nu mai puteam, nu aveam logistica. Și ei în două zile mi-aduc pachetele. 15.000 de pachete de zi. Diploma asta de unde este? Diploma asta este primită de Ministerul Familiei, de la Ministerul Familiei. Da, la Gala Binelui. Am luat un premiu pentru munca, echipa, asociației Șansa Ta pentru
tot ceea ce s-a făcut voi, pe care îl facem în... Când s-a format asociația Șansa Ta, ca să ne facem... 2011 s-a născut. 2011, asta înseamnă că are 13 ani în momentul ăsta, da. Oficial, neoficial. Oficial, bine, cu acte, bineînțeles că despre asta vorbim. Aveți și o revistă? Da. Fereste, Fereastră spre viitor, da, se numește. Da, este o revistă asociația Șansa Ta, o puteți și o găsiți pe Facebook. Da? Ok, este acolo. Văd că și oameni destul de cunoscuți au interacționat Nicolae cu, Tant, da, cu ceea ce înseamnă ambasadorul Andreea Marin, da. Nicolae Tant, șeful Nicolae, șef, da, Nicolae Tant, da, o văd aici pe... Va veni la lansare de casă. Cum o cheamă? Iuliana Marciuc-Posea, da. Ne-a făcut un documentar destine ca în filme, este și un reportaj. Și Andreea Marin a Andreea făcut Marin. Născut pentru a învinge. Adică nu există, nu se poate. Wow. Emisiunea. Pe șantier la centrul Șansa Ta, da. Aici, când ai construit, când s-a construit centrul. Când am schimbat acoperișul, că era un conac boieresc acolo. Am dermat acoperișul și acum sardare. Ați fost și la în Ucraina? Da. Cu voluntari. De 15, da. Aproape s-au dus vreo 15 tiruri cu ajutoare. Din partea asociației, da, Șansa, da, Ta. Wow. Faceți și tabere? Văd? Da, suntem în fiecare an face câte 2-3 tabere, se cheamă proiectul Tabăra din viața ta. Acolo este o tabără de companioni unde... Companioni fiind adolescenți, liceeni. Da, unde luăm copiii din asociație care n-au treabă cu, copiii care provin din biserică și merg în tabere de companioni și îi ducem în tabere creștine ca să învețe și niște principii de viață. Câte case ați reușit voi să faceți, așa cu aproximație? Vreo 6 case am reușit să construim. Uite aici, în vizită la o familie nevoiașă. Da, 6 case plus renovarea altor case și acum încercăm să construim o brutărie socială în care să facem pâine sănătoasă și să dăm, să putem să vindem, să ne susținem centrul în Bilciulești. Chiar acolo. Și să formăm tineri din centre și din familii favorizate, să învețe meserie și să trimitem pe piața muncii. Se cheamă Brutăria Socială, Șansa Ta 2024, sperăm. Să vă ajute Dumnezeu. Ne ajută. Și asta prin sponsori. Da, băi. Nu prin, nu știu, fonduri guvernamentale sau europene. Nu, bătem pe la uși și acum suntem la faza de proiectare și sperăm că anul să finalizăm această brutărie în care să facem pâine sănătoasă și poate și prăjituri sau ceva de-astea lucruri care să... Avem cantină, pâinea putem la cantină sau putem de la alte companii care au nevoie, știi? Foarte tare. Și mai urmează acum să facem caravana Șansa Ta. Ce înseamnă asta? Caravana este o mașină ultra-performantă care are duș social, adică așa, spălătorie și frizerie socială, să mergem să tundem copiii din școlile sărace, unde nu au posibilitatea că mulți nu merg la școală din cauza că nu sunt unși. Să mergem pe stradă, să tundem oamenii, să-i spălăm, să le dăm o indemnitate. Da. Uh-huh. Sunt spitale în care sunt mulți copii netunși în spitale. Sunt dușuri și frizerie care, și la evenimente. Unde sunt evenimente, caravana ar trebui să fie acolo, să putem lua voluntari și să-i responsabilităm pe ceilalți ca să facă și ei bine. Asta sunt proiecte de viitor. Ce este cu asta? Uite, văd aici, alături de echipa, familia realizatoare a emisiunii Destine ca în filme. Cu Adrian Enache. Da, cu... este la, deci Iulia Marciuc a făcut Destine ca în filme, este, a scos o carte în care suntem și noi în cartea acela și ne-au chemat la inaugurare. Wow! Extraordinar! Cine vrea cartea asta, intră pe site-ul Șansa Ta. Nu este încă public, adică la voi după este data prima, de 18 ani, după lansare. Care, da, noi suntem onorați de avem privilegiul ăsta. Da. Deci, după lansarea de pe 18... Va fi pe Facebook și pe site. O să punem și pe site-ul asociației și pe site-ul meu. Și ce ar trebui să facă? Site-ul tău personal fiind gabrielciubotaru.ro? Pe Facebook, nu site-ul meu. Pe Facebook. Dar o să punem Gabriel Ciubotaru sau pe asociația Șansa Ta, o să o găsiți. Și oamenii ar trebui să scrie... Da, doresc o carte... Așa, și atunci noi ne dă adresa și mai departe. Și banii pe care oamenii îi donează pentru carte merg pentru construcția... Pentru construcția unei case de tip familiar pentru 12 copii orfani. Extraordinar. Adică să se, banii aceștia să se întoarcă înapoi tot spre binele celor din jur. De ce scrii tu aici? Mă tot gândeam că nu mă pricep, că nu am scris niciodată o carte, dar și la faptul că povestea vieții mele poate fi o poveste inspiratoare, încurajatoare, prin care cititorul să vadă că viața poate fi frumoasă, chiar în această lume aspră, și că dacă ai răbdare, toate se vor realiza.
important e să crezi în tine și în ceea ce faci și să nu uiți că fără credință nu există speranță, iar fără Dumnezeu nu există curajul de care fiecare dintre noi are nevoie. Da. Gabi, cum arată Dumnezeul tău? Un Dumnezeu, nu știu, e prietenos cu mine, înțelegător și îmi dă viziune și putere. Și mă ajută să intru în viața celorlalți care se află în dificultate și să găsesc medicamentul acela de a ieși din panică sau din situația în care se află, pentru că numai Dumnezeu poate să facă lucrul acesta. Un exercițiu de imaginație. Intră în lumea asta cumva. Dacă Dumnezeu ar sta aici în fața ta, în locul meu, i-aș mulțumi pentru tot ce a făcut pentru mine. Ce îi reproșa, Gabi? N-am ce să-i reproșez. Pentru că totul spre bine. Adică nu pot să-i reproșez lui Dumnezeu pentru că am rămas fără părinți. Sau pentru că așa e viața. Sunt mii de oameni care rămân fără părinți. Sunt mii de copii care rămân fără părinți. Câte războaie și câte suferințe există pe acest pământ. Mi-aduc aminte că am fost în Ucraina și am vizitat multe orfelinate, care nu, copiii nu au părinți, nu au pe nimeni. Și mă regăseam cu ei, mă regăseam. Deci, Dumnezeu poate îngăduie lucrul acesta ca... Nu știu, el nu îngăduie pentru m-a sacrifica pe mine pentru a ajuta pe ceilalți. Ceva de genul acesta. Nu ești supărat pe Dumnezeu? Nu, nici n-am timp. Eu mă bucur. Bine, și Biblia spune să nu te superi, că supărarea face rău. N-ai timp, de ce să te superi? El ne-a creat, ne-a dat viață. De asta am pus și poza aceasta cu apa, cu soarele, cu cerul, că fiecare dimineață pentru noi răsare soarele. El e Dumnezeu nostru. Nu ești naiv când spui toate astea, Gabi? Ce e naiv? Adică așa, credul? Nu, e natural. Adică... Ce mare e credința ta. Păi nu da, pot să zic altceva. Dacă ai credință, cât... Da, cum să zic eu... Așa mi-am educat eu mentalitatea și viața, să merg înainte și chiar dacă sunt obstacole, să le depășesc, orice se poate rezolva în lumea aceasta, orice. Numai să ai voință și credință. Așa a fost piramida vieții, așa. Eu când eram mic, mă gândeam așa, să fac sport, da. Să am o familie, da. Să merg la biserică, da? Și să mănânc sănătos și să fac școală. Lucrurile astea, dacă sunt de bază, dacă una dintre ele pică, n-am nicio șansă să merg înainte. Și le-ai împlinit? Păi, mănânc sănătos cât pot. Sport am făcut. În ultima vreme n-am mai făcut sport, dar sport fac așa. Mișcare? Da, mergeam la sală, făceam sport așa. Viața, adică biserica e foarte importantă. Familia, familia pe care o mai am. Soția și ce mai am prin viață. Dar e foarte importantă. Și familia Dumnezeu, adică biserica, foarte mulți oameni. Adică să știți că de când am cunoscut oameni din biserică, ei au fost părinții mei. Ce înseamnă? Ce biserică, Gabi? Ai zis de multe ori despre biserică. Biserica Adventistă. Biserica Adventistă a fost pentru mine, adică, cum să zic eu, fiecare... sunt obișnuit cu lucrul ăsta, pentru că la centru veneau foarte mulți oameni. Când mă duc în biserică, parcă văd în fiecare oportunitate. Fiecare spune o vorbă bună, fiecare zâmbește, fiecare are o specialitate. Unul este medic, unul e psiholog, unul e cutare. Șansa ta este aceea de a reflecta în ei posibilitatea de a se implica. Extraordinar. Că ei se implică. Adică un om când are nevoie vine la șansa ta, de exemplu. Dau un exemplu și uite, am donat niște haine sau am eu un copil bolnav și șansa ta trebuie să aibă multe conexiuni pentru a putea ajuta pe mai mulți oameni. Am nevoie de un medic pentru copil, apelez la un medic. Am nevoie de un psiholog, apelez la un psiholog. Am nevoie de un arhitect, apelez la un arhitect. Că nu mi se deschid toate ușile, dar mai există ferestre. Mie când mi se închide o ușă, se deschide o fereastră. Că nu fi un arhitect, nu e singur arhitect sau un singur medic pe lumea asta. Dacă un om nu poate acum, că toată lumea are treabă, înțeleg. Dar noi venim cu posibilitatea aceasta, știi? Și încercăm să găsim alți oameni care să poată să ne ajute, înțelegi, să găsească. Și sunt oameni, cu foarte mulți oameni din biserică, care nu sunt în biserică, lucrăm. Sunt foarte mulți oameni. Oameni de bine.
Oameni de bine. Oameni dornici să dea din ceea ce au primit. Oameni care mai au o credință și o putere extraordinară și care doresc să facă bine. Fiecare dintre noi. Și n-am pus, când ne ajută oameni, nu am pus să ne ajute o anumită categorie de oameni. Oricine, din orice biserică, din orice instituție, oricine. Oricât de mult sau puțin ușa ar deschisă, putea să ofere, exact, să dea deschisă, din inimă. Exact, exact. Sunt oameni care, familii care stau în case, vai de capul lor, au nevoie de o ușă. Scriu un e-mail sau fac o poveste, uite, avem nevoie de pus o ușă, știi? Pui ușa unui om, îi dai o indemnitate, îi dai încredere, mai este frig, îi trimis o poză, uite, mulțumim pentru ce ați făcut, știi? Adică, noi muncim, pentru ce muncim noi în viața asta? Pentru ce trăim noi în viața aceasta? O întrebare foarte bună și profundă. Pentru ce? Că banii se duc. Ești mai fericit când dai. Citești Scriptura. E mai ferice să dai decât să primești, nu? Da. Ai experimentat asta în... Da, pentru că eu am început, eu ca să fac asociația de la mine, am început sacrificiul. Am cumpărat o mașină cu banii mei strânși. Mergeam în tabere cu mașina mea, cream alimente, făceam o grămadă de lucruri. Înțelegi? Adică nu mi-a venit nimeni să-mi dea totul dintr-o dată. Ce înseamnă banii pentru tine, Gabi? Banii este o uneltă, este o conexiune între a transforma lucrurile în bine, a da viață lucrurilor care nu pot da viață. Asta înseamnă banii. Adică când avem puțin, dăm puțin, când avem... Îți oferă o siguranță și pentru cei din jurul tău. Înțelegi? Adică avem acum un proiect cu copii care îi ducem la stomatolog, 15 copii. Și sunt stomatologi care... România nu investește în dinții copiilor. Copiii au niște carni și niște probleme în gură extraordinare. Bombe. Cu ceas. Avem copii care au carii cu rădăcini, putre de niele și așa mai departe. Avem un copil la centru care a venit cu farca așa umbrat. Ce s-a întâmplat? Pur și simplu e ieșit pe partea cealaltă pentru că nu a avut cine să... Stomatologic o să scump. La centru sperăm ca în perioada următoare să dăm drumul la un cabinet stomatologic. Înainte de pandemie, o firmă ne-a dotat cabinetul stomatologic și când a venit pandemia s-a închis tot. Acum începe să pune pe picioare și am vrut cu echipă de medici care să dăm drumul la cabinetul stomatologic și să putem să ajutăm copiii să aibă o nouă viață mai bună. Ești căutat continuu. Sună telefonul continuu. Poți să-l tragi lângă tine și când mai e cazul să mai transmiți lucrul ăsta. Na, ne pare rău că Gabi este aici cu noi în momentul acesta, dar sunt sigur că o să rezolve el lucrurile imediat ce terminăm podcastul. Asta arată cât de efervescentă este viața ta și cât de prins ești în activitățile pe care le ai de făcut. Să știi că ești printre puținii invitați de aici de la podcast care au cărora le-a sunat telefonul așa în continuu și asta arată, cum spuneam mai devreme, faptul că atunci când faci bine, oamenii sunt gata să, nu știu, să apeleze la tine și să dai tot ceea ce poți pentru ei. Cum stai tu cu timpul? Cum reușești să te împarți între voluntariat pe de o parte, familie pe de alta, soție, activitățile private? Cu grijă. Cu agenda stabilit tot, în funcție de asta încercăm să... Eu niciodată n-am zis nu, pe toți oamenii am încercat să-i ajut cât am putut. Știi? Și probabil o fi și un defect de profesional, că dacă nu știi să spui nu, adică știu să spun nu, dar încerc pe toți oamenii că pune-te în locul tău, dacă ai o nevoie și cineva nu-ți răspunde, mm-hmm, cum te-ai simți. Și unde poți ajut, ajut. Unde nu poți cere ajutor totul cuiva. Fac conexiuni, dar totuși omul are o speranță că poate să meargă înainte, știi? Și timpul este, cum este, de fapt, vrei să pui întreba, cum este o zi din viața ta? Hai să vedem. Nu? E foarte bună întrebare. Okay. Da. Deci o zi din viața mea înseamnă că dimineața îmi citesc e-mail-urile sau răspund la telefoane și agenda pe care o fac o lună înainte, mă uit și văd ce program pentru ziua respectivă și am marșe de timp pentru urgențe care apar, știi? Sună un boier, am 8 pales cu mâncare, știi? 8 pales cu mâncare înseamnă pentru tine 4 ore din viața ta, pentru că cei 8 pales cu mâncare trebuie să ajungă la sute de oameni, da? La copii. Centralizează, sună, verifică și așa mai departe. Mi-a place să am un om care să preia sarcina aceasta cu partea asta cu alimentare, adică trebuie să fii serios și foarte responsabil, bine organizat, pentru că prea multă mâncare în altă parte, să te asiguri că ajunge mâncare acolo și nu dau la oricine sau azi dau ție, mâine dau și la altul și prin rotație fiecare să beneficieze, știi, de lucrul acesta. Am dat doar un exemplu, știi? Sau, nu știu, mă sună altcineva care are o nevoie sau sunt tot felul de situații.
tot felul de situații. Am avut un copil cu o situație medicală foarte gravă. A trebuit să ne implicăm, să strângem fonduri și să vorbim cu medici, cu spitalele, că dacă nu intervine o asociație sau cineva, ești pe lista de așteptare, știi? Și în sensul de a da credibilitate. Da, și adică da? Când știi că vine asociația, de exemplu, noi avem colaborare cu Spitalul Gheorghe Sandescu și cu mai multe spitale și mergem acolo. Oamenii vă cunosc, vă știu, da, medicii. Da, avem un caz acolo, știi, și atunci, ok. Deschide altfel ușa, știi? Decât dacă se aduce un om simplu, un murdar, nu te primește nimic și omul ăla e vai de capul lui. Deci avem un copil, avea 14 ani, cu un picior putred în el, putred, măi. Și am dus la spital ca să-i salveze piciorul, să nu-l taie. Și l-a operat și... Deci nu-l primea nimeni. N-avea asigurare, n-avea... E foarte serioasă, stau pe câmp și așa mai departe, știi? Și l-am luat și l-am dus acolo și l-a făcut bine. Și copilul ăsta, când mă întâlnește, tot timpul mulțumește. Dar tu ai vreun beneficiu după urma tuturor lucrurilor ăsta, Gabi? Măi, atunci când faci bine, nu știu, mă încarc cu bine celălalt. Bine, dar adică financiar? Cum să zic eu, am un salariu ca toată lumea, dar nu fac asta pentru bani. Eu fac asta pentru că, cum să zic eu, dacă eu investesc, i-am un motto, dacă eu investesc pentru oameni, Dumnezeu investește în mine. Atunci când investești pentru oameni, nici nu trebuie să faci griji pentru tine. Tu ai concediu? Măi, eu mă plictisesc în concediu. Deci eu am fost acum în tabără în martie, cu 30 de copii din Iași, din Vaslui, din Dâmbovița, copii care n-au ieșit niciodată nicăieri. La Poiana Brașov, la un hotel de 4 stele. Copiii ăștia n-au știut ce înseamnă un duș, n-au știut ce înseamnă o mâncare de calitate, n-au știut ce înseamnă... Deci vreau să spun că acești copii când au ajuns acasă, au făcut un jurnal și se maturizează, te maturizezi. Îți spun din experiență, când eu eram și intram într-un mediu de la te maturizezi fără să vrei, te ajută să vezi viața altfel, că se poate și altfel, știi? Și o patroană de acolo, de la hotel, a zis, Gabi, invit 30 de copii să vadă o altă lume. Și în acea tabără a fost ca un concediu pentru mine. Cu toate că m-a plictisit dacă mă duc în concediu. Ce să fac în concediu? N-ai. Cum îți respecti soția, Gabi? Păi mergem la spa, la... Mă întreb unde vrei, mergem anul ăsta sau... Depinde, știi? Cu copii nu prea merge cu asociația, că na, ea e cu serviciu, cu are... Știi, o mai chem așa când poate... Și avem timpul nostru când mergem, știi? Mă bucur că spui asta. Da. Pentru că avem nevoie și de încărcarea asta. Da, tu energia ți-o iei, da. Ți-o iei din familie? Păi da, nu, dar te cheamă, e obligatoriu. Te cheamă, nu? Da, e în program. Nu, e viața, e făcută în așa fel, că știi? Cum reușești tu să-ți păstrezi zâmbetul ăsta pe buze așa continuu, Gabi? Care-i secretul? Dă-ne și vrei să fiu trist? Păi, nici n-am timp să fiu trist. Tocmai de asta te întreb. Ca să ne dai și nouă puțin de cum să zic eu, zâmbetul ăsta este ceva natural. Lucrând cu oamenii, trebuie să zâmbești. Nu e forțat. E o chestie naturală, pentru că crescând în centru, cu mulți copii, cu multe activități și așa mai departe, îți formezi în viață lucrurile astea. Nu toți copiii care au crescut în centru zâmbesc. Categoric. Nu. Ba din contră, traumele astea, cum povesteam la un moment dat, sunt cele deci care pe mulți îi doboară. Dar am trecut peste ele. Am trecut peste ele. Da? Nici eu n-aveam ciocolată când eram mic și eu am fost bătut și mi-era dor de mama, tata, de când plecau toți acasă și eu îmi doream să călătoresc și așa mai departe. O grămadă de lucruri pe care tot le fac în ziua de azi, știi? Și am reușit să învăț de treabă, să merg la școală, m-au ajutat colegii din școală, m-au ajutat toată lumea lucrurile acestea, știi? Și lucrurile astea te ajută să zâmbești, să-i mulțumești prin zâmbet, poți să-i mulțumești lui Dumnezeu. Există cineva față de care ai greșit și n-ai reușit să-și ceri iertare? Păi, tot timpul cred că greșesc, dar nu cred că... Da, mi s-a întâmplat, dar nu cred că a fost o greșeală. Cred că a fost o înțelegere și o lipsă de comunicare. Pentru că în timp, celui care am crezut că i-am greșit, mi-a mulțumit. Contează... Nu sunt perfect. Sunt și un om ca toți oamenii. Am și eu limitele mele. Și dacă greșesc, învăț din ele. E normal să greșesc. Ești gata să-și ceri iertare? Să recunoști asta și să spui... Da. Oameni buni, iertați-mă dacă v-am greșit. Uite, aș vrea să te duc într-un loc mai sensibil un pic. Și să continui cumva exercițiul de imaginație. Dacă printr-o minune, în camera asta, printr-o minune, ar apărea mama ta, care ar fi primul gest pe care l-ai face? Să o îmbrățișez, să mă mir, nu știu.
să dau timpul înapoi. Nu știu. De ce crede că se întoarce mama acum? Era pur și simplu un exercițiu de imaginație. E în ceruri, treaba acolo. Se roagă pentru noi. Oare? Conform Scripturii, doarme. Nu? Zice așa Biblia. Doarme. Da. Mă gândeam că nici eu nu mai am pe mama, dar bine, mama mea a murit la o vârstă mai înaintată decât mama ta, dar totuși nu o vârstă la care ar fi venit cumva moartea naturală. Și mă tot întreb oare cum aș reacționa dacă, printr-o minune, aș da ochii cu mama. A început o viață cu mama ta. Da. Nu că Dumnezeu ar face o minune, dar nu e. Adevărat. Când ai plâns tu pentru ultima dată, Gabi, așa cu lacrimi? Măi, am episoade când plâng. Lacrimile îmi fac bine, curăță ochii, îți duc amintiri, știi? E normal să plângi și medicul recomandă să plângi. Medicul chiar recomandă să zâmbești, că faci exerciții faciale, că altfel se penești. Deci plânsul ăsta are și un rol în viață, te descarci oarecum. Plângi, sunt momente, episoade când plâng. Când îți amintești momentul ăla în care cu adevărat ai plâns? Păi, nu știu. De regulă seara vii melancoliile. Amintirile te răscolesc. Cam seara. Depinde de momente. Dacă e într-un moment în care ajunge la sufletul mai mult, mai profund, atunci câteodată plângi. Poți să plângi câteodată și de bucurie. Plângi de bucurie? Câteodată poți să plângi de bucurie. Când văd pe alții fericiți și văd că am realizat lucruri, plâng de bucurie și mulțumesc Dumnezeu. Ce frumos spui tu. Noi avem o rubrică, începem cumva o discuție în zona asta cu răspunsuri mai scurte oarecum, dar înainte de momentul ăsta avem o rubrică ce se numește Da sau Nu, și aștept cumva răspunsul da, nu și apoi să-l argumentez. Vezi că sună iar telefonul. Ești, cum ziceam așa, puternic căutat. Prima întrebare din rubrica asta zice așa: există transparență financiară pentru cei care donează către Șansa Ta? Da, sigur că da. Cum pot să vadă ce se întâmplă cu banii pe care i-au donat? Păi, în primul rând, există pe site-ul ANAF, acolo pot vedea toate sumele pe care le folosim și fiecare sponsor pe care le dăm îi ținem la curent cu tot ceea ce facem. Trimitem poze, raportări și așa mai departe. Da. Deci banii se folosesc acolo, da, unde îi direcționează, exact, da, oamenii atunci, exact, când donează. Exact. Spune-mi, te rog, îți alegi singur beneficiarii? Nu, niciodată singur, în echipă. Sunt instituții, sunt beneficiari care aduc ei la rândul lor, îi descoperim noi în proiectele noastre. Pentru beneficiari aveți colaborare și cu instituții ale statului? Da, da. Cu DGASPC? Toate direcțiile, cu... toate, da, cu toate instituțiile, primării, depinde, și cu ANPDC-uri și cu... Da, avem parteneriat. Dar nu vorbim doar de a-i ajuta, că ai dat exemple de copii care au fost în tabără din Iași, mă rog, în alte zone ale țării. Ai doar o fractură. Asta zic, nu doar din București, nu doar din... Nu, nu. Nu, avem parteneriate cu ONG-urile, pe proiecte, în funcție de nevoi. Iar sponsorii sunt doar din țară? Sau ai și, sunt și sponsori care vin din afară? Mici sponsori din afară, mici. Dar mici. Sunt și companii mari? Apropo de sponsori. Așa. Deci eu acum am aflat, când eram la centru, acum, cred că anul trecut prin noi, în septembrie, că vine la noi un viză, un neamț. Avem o echipă din Germania. Și omul ăsta ne ajută de ceva timp. Ne mai aduce mobile, dar și pentru Ucraina. Ne mai ajută pentru, facem o piscină socială, medicală la centru, copiii cu probleme să facă așa. Și de mult timp colaborez cu el. Și vine la centru și zice, îi spune de fapt lui Naomi, șefa de centru, măi, el e Gabriel, băiatul care știe de la centru, care l-am vizitat și l-ajutăm tot timpul. El e neamțul de la centru și nu știam. Doamne! Apropo de... Deci sunt oameni, probabil, nu mă țineam. Nu e asta. Acum mi-am dat seama, zic, uite, el e familia care ne ajuta în Germania. Din Germania foarte mult. Aduceau foarte mult ajutor acolo. Da, și am rămas impresionat că omul acesta a ținut legătura cu noi și până acum. Și acum este omul, că nu știam de unde îl știu. Sau nu, ce mică e lumea. Vezi, oamenii care au făcut bine, continuă să facă bine. Da. Este un fel de a trăi cumva. Da, da, pe un stil de viață. E un stil de viață, exact. Asta e cuvântul. Da.
Tu faci donații, Gabi? Da, sigur că fac donații. Fac donații de când am început asociația. Și prima mașină care, cum am spus, am cumpărat-o din banii mei și a trebuit să stau să investesc pe proiecte, sigur că facem. Faci donații și către alte ONG-uri sau către alte cauze dincolo de șansa ta? Sau nu știu? Da, în funcție de situație. Nu mai primesc și ofer. În afară de bani mai sunt și timpul și resursele umane și prin stilul meu, adică eu tot timpul dau și ofer. Ce inimă mare ai? A devenit un stil de viață. M-a întrebat cineva, care e jobul tău? ONG-ist. Una veselă, alta tristă. O zi veselă, alta tristă. Dar eu nu înțeleg fenomenul acesta, știi? Că toată mea întreabă, tu cu ce trăiești? Păi dacă noi hrănim mii de oameni și suntem așa, Dumnezeu are grijă cu ce să mâncăm și ce să facem. Da, nici mă mai gândesc la mine cu ce să trăiesc, știi? Că ești tot timpul concentrat pe celor din jur. E o chestie, poate oamenii nu înțeleg, dar știi cum e la... sunt foarte mulți oameni, adică în general copiii cresc și rămân singuri, știi? Mulți oameni rămân singuri. La noi tot timpul în asociație vin copii. Pleacă, vine alții, pleacă, niciodată nu... Sunt copiii pe care voi ați ajutat și care s-au întors să ofere și ei la rândul lor, nu știu, care au ajuns bine și-au amintit de unde au plecat și cine i-a ajutat la Avem câțiva. Sunt și copii care lucrează, care, sau măcar sunt voluntari? Da, și sunt și beneficiarii noștri, adică a fost beneficiar. Dintre beneficiari, da. Dintre beneficiari au devenit voluntari sau angajați la asociații. Dintre companiile mari cu care colaborați voi, cine vă sprijină? Kaufland, spuneai la un moment Kaufland, dat? Da, Kaufland, Aqua, sunt mai mulți. Unii mai puțini, mai Concelex. Mulți. Și IT Galaxy, Concelex, da. Tot felul de... Ei sunt pe site, Prosta, sunt convins. Da, au logurile lor acolo. Mă gândeam că este și un moment așa de mulțumire, de asta am zis ca să-i amintim cumva. Da, știi că ce? Un soi de gratitudine. Eu am tendința tot timpul să mulțumesc acestor oameni deosebiți, numai că atunci când intri în emisiuni sau ceva, la reclamă stai din star, știi? E, la noi nu se întâmplă lucrul ăsta. Da, și asta mă bucur foarte mult, că putem să spunem și despre acești oameni. Catalina de la Kaufland, o nemțoaică care a venit în România, și a descoperit, are multe proiecte cu multe ONG-uri și a descoperit în noi și a avut încredere. A fost un lucru foarte deosebit. Îți dai seama să hrăniți 1000 de oameni zilnic? Da. Este extraordinar. Resurse umane, financiare, hrană, pentru că este în vederea prevenirii, în vederea risipii alimentației. S-a dat legea acum și nu mai poți să arunci mâncare, sunt foarte multe amenzi, știi? Și atunci oamenii vor să doneze. Foarte frumos, de numai bine că se întâmplă lucrul ăsta. Este extraordinar. Da, e bine, numai că trebuie să știi cum să donezi. Există o limită. Unii o să nu ia de tot, când îl faci dependent după aceea și numai crezi posibilitatea de a... Să se dezvolte singur. Exact. Să fie un echilibru, știi? Lucrul ăsta îl urmărim. Îl ajutăm, dar cu limite. Astfel încât să-i dai cumva drumul să poată să trăiască singur. Adică să nu dacă o familie, cu o mamă cu 10 copii, un tată cu 10 copii, care mama este în pușcărie, trebuie să-i ajuți pe o perioadă lungă de timp, știi? Ca să nu ajungă în centru. Și cei de la protecția copilului vin și întreabă ce-i cu familia aceasta. Păi, în evident, la asociația șansa ta îi ajută, perfect. Atunci e ok, știi? Când ești singur, copii, fără educație, o iau razna, știi? Și așa mai departe. Sunt situații și situații. A ajutat și dependenți de diferite substanțe? Da, astea mai avem situații de genul acesta, dar îi trimitem la asociații ca să ocupă cu drogurile. Strict de treaba asta. Da. Pușcăriași? Sau fost pușcăriași? Am fost cu Flo și Stele să cântăm în penitenciare. Nu prea colaborăm cu ei, foarte puțin, dar avem oameni care au lucrat la cantină, de exemplu, care au fost arestați la domiciliu, care duceam mâncare acasă și acum se întorc și ne ajută la cantină. Wow, ce frumos! Și în fine și ne mulțumesc pentru că atunci când am fost închis la domiciliu, tu mi-ai adus mâncare. Extraordinar! Gabi, spuneai tu la un moment dat și simt nevoia să revenim puțin la carte despre familia care te-a ajutat să familia dai... Burtu. Așa, să dai... Sunt mai mulți care au contribuit așa, asta. Dar ei sunt cei care mi-au dat... Familia profesorului universitar Dumitru Borțun, da? Cel cu care noi colaborăm aici la Autentic, avem conferințele Autentic, va fi și dumnealui, alături de doamna Corina,
soția dânsului, da, Corina Matei. Dacă doriți să le cunoașteți povestea dumnealor, o veți găsi aici pe Authentic Podcast, astfel încât să vedeți cine sunt oamenii aceștia cu suflet mare, care l-au ajutat pe Gabi să dea forma aceasta cărții, se care pune în ordine viața se într-o numește carte. Născut pentru a învinge viața văzută prin ochii unui orfan. Cei care doriți să intrați în posesia acestei cărți, după lansarea din 18 aprilie, de la ora 18 de la Biblioteca Națională a României, puteți să-i scrieți lui Gabi pe Facebook-ul lui. Noi o să punem în descriere pagina de Facebook și de asemenea puteți scrie pe site-ul Șansa Ta, de asemenea îl veți găsi în descriere și site-ul acesta. Iar banii pe care îi veți dona ca urmare a cererii dumneavoastră de a intra în posesia acestei cărți, vor merge către construirea unei case de tip familiar pentru 12 copii, wow, fără părinți. Extraordinar. Extraordinar ce faci tu, Gabi. Abia aștept să vin la lansare și să fim acolo cât mai mulți. Am vorbit despre povestea ta de viață, am vorbit despre ce a făcut Dumnezeu pentru tine. Noi avem un moment în care îl lăsăm pe Dumnezeu să vorbească și El. Știi că El ne-a scris o scrisoare? Așa personală? Și ți-a scris-o și ție, mi-a scris-o și mie. O ai? O am. Uite, este aici. Așa. Asta este scrisoarea, nu? Biblia. Pe care Dumnezeu ne-a dat-o fiecăruia. Gabi, spune-ne, te rog, fie citești din Biblie, fie ne spui pe de rost cum îți este ție mai la îndemână. Care este versetul sau pericopa care ți este aproape de suflet? Așa, care te-a încurajat, prin care îl vezi pe Dumnezeu că este căutați mai întâi împărăția cerurilor și toate lucrurile vi se vor da pe deasupra. Sunt cuvintele Domnului Iisus, nu? Regăsite în Evanghelii. Extraordinar. Și mi-aduc aminte când eram mai mic, mergeam la o familie, nu erau, cred că adventiști, aveau o altă confesiune și mergeam în vizită la ei și iau creștini și zice, trebuie să înveți textul de aur, fiindcă atât de mult ai Dumnezeul meu. Și eu stai în camera asta și nu ești de aici până nu înveți textul de aur. Ok, și l-am învățat ca să ies. Da, deci așa, ăla mi-a rămas în minte, așa, știi, adică a fost o chestie... Fiindcă atât de mult ai iubit Dumnezeu lumea, încât... Am dat pentru singur să fiu, pentru că oricine crede în el să nu piară, ci să aibă o viață veșnică. Îți mai amintești care e trimiterea? Ioan 3 cu 16. Ioan 3 cu 16. Uite, vezi ce ai învățat, nu se uită. Ioan și nu se uită niciodată. Gabi, îți spuneam că urmează niște rubrici de final cu răspunsuri scurte. Prima rubrică, i-am dat eu titlul Testul de autenticitate. Iar prima întrebare sună așa. Care este defectul tău cu care te lupți pentru a rămâne autentic? Care este defectul meu? Da. Nu știu. Prea deschis, cred. Spune-mi, te rog, care este cel mai autentic mod prin care îl onorezi tu pe Dumnezeu? De mulțumire și apreciere. Care este cartea din care ai învățat să fii autentic? Biblia. Care este locul în care, în mod fizic, îl găsești pe Dumnezeu? Locul meu la casă, acolo unde am locul meu unde să mă rog, acolo este locul meu și, în primul rând, biserica. Și ultima întrebare din testul acesta, unii au considerat o întrebare dificilă, grea, așa, cu o încărcătură puternică. Depinde. Care este cel mai autentic om pe care l-ai întâlnit vreodată în viață? Cel mai autentic om? Păi am întâlnit mai mulți, mai unul. Poți să ne spui? Păi, familia Zăvav a fost prima familie de început, după care a urmat mai mulți oameni care m-au uitat în viața mea. Și Casiana Fometescu este un om deosebit și familia Forai, familia Linare, adică Mărzac, Carmen și Irene Stoica. Uite, câți oameni? Mulți oameni. Ți-au completat imaginea asta de părinți care n-au fost în viața ta cumva. Nu. Te rog să completezi fraza. Primul gest pe care îl fac dimineața este? Să mă rog.
detest cel mai mult? Că e ziua prea scurtă. Copilăria fără părinți înseamnă? Lipsă de iubire. Cartea cu excepția Bibliei pe care recomand să o citească orice om cel puțin o dată în viață are titlul? Născut pentru a învinge. Rugăciunea mea conține întotdeauna cuvântul? Doamne, îți mulțumesc. Cel mai bun părinte este cel care? Face voia tatălui său. Am și 10 întrebări cu alternativă de răspuns. Zâmbetul din cutie sau o masă caldă? Amândouă. Insistent sau discret? Și. Rugăciune pe genunchi sau în picioare? În funcție de nevoia de urgență. După ce ai greșit, te scuzi imediat sau mai târziu? Analizez. Rugăciune în gând sau cu voce tare? Și. Franc sau diplomat? Modest. Preferi să citești mai des din Evanghelii sau din Psalmi? Psalmi. Îi spui soției mai des iartă-mă sau te iubesc? Te iubesc, iartă-mă. Somn odată cu găinile sau pasăre de noapte? Până la ora 1, da, pasăre de noapte. Și ultima mea întrebare, munte sau mare? Mare. La mare, îți place mai mult decât la munte? Îmi place mare, lui Gabriel îmi place muntele. Și cum vă împăcați? Le unim pe amândouă. Mergem și acolo un pic și acolo. Mergem acolo unde e și mare și multe okay. Aproape. Am înțeles. Gabi, eu mi-am terminat întrebările așa cum îți spuneam, dar nu se termină și podcastul pentru că mai am o întrebare pe care nu mi-aparține. A fost scrisă, toate biletele astea au fost scrise de cei care au stat înainte de a sta tu pe scaunul pe care ești așezat acum. Eu amestec întrebările astea și am să te rog să extragi una dintre întrebări și să răspunzi acestea. Uite, așa mă, Gabi, bravo, uite, ești primul care face gestul ăsta, să ridici și să iei de jos. Hai să vedem ce întrebare e acolo, te rog. Dacă mâine ar veni Hristos, ce îi face? Dacă mâine ar veni Hristos, ce îi face? Păi... Ce-i face, Gabi? Ce-i face azi? Îmi fac bagajul să mă duc spre cer. Asta e gestul pe care l-ai face. Mulțumesc frumos. Uite, am și pentru tine un bilețel. Ăsta e, să ne scrii o întrebare. Și eu am să-ți ofer pixul acesta. Este marca autentic pentru faptul că ai fost aici la noi. Și am să te rog să-l folosești ori de câte ori se poate și vei semna acte importante, adică proiecte noi. Adică vrei autograful de la carte, am înțeles. Vreau și autograful de la carte, categoric. Am să te lac să scrii întrebarea și apoi să împăturești și bilețelul. Aici. Și deci astea sunt întrebări de la invitații. Sigur. Mulți invitați ați avut. Mulți. Ce te face fericit? Gata? Da. Ai și spus întrebarea? Da. Ce te face fericit? Asta ai scris. Te rog să o pui aici. Uite, încă o premieră cu tot Gabi. Tot în locul ei. În locul... Ai scos-o de acolo și ai pus. Uite, este prima întrebare pe care cineva a rostit-o aici la podcast. Să știi că am să las lucrurile exact așa cum s-au întâmplat. Ce te face fericit? Da, o să știm de la cine este întrebarea asta. Vom ști în mod oficial. Îți mulțumesc mult de tot, Gabi. Să înțeleg că această carte mi-o oferi? Cu autograful tău? Acum? Okay. Facem treaba asta? Ok. Ia uite că te-am pus în fața, nu știu dacă voiai să faci gestul ăsta sau nu, dar totul este autentic. Da, era frumos la lansare, că da, tot o lansare. E o lansare aici ce facem. Pusese un semn acolo, de ce? Voiai să ne citești ceva? Nu? Ok. Uite, dragi prieteni, uitați aici prima carte care ajunge la unul dintre... Cei care îl apreciază pe Gabi și munca lui, abia aștept să citesc detalii din viața lui Gabi pe care el nu le-a spus aici la Autentic. Și este primul moment în care Gabi oferă un autograf cu o dedicație. Sunt curios ce mi-a scris Gabi acolo. Uite, mustăcește așa. Astăzi când filmăm, noi suntem în 13 martie, Gabi. Super. Îmi dai voie să citești ce ai scris? Cu prețuire de la Gabriel pentru Autentic. Apreciem mult de tot.
Deci astăzi se stă în Biblioteca Autenticului. Asta stă în Biblioteca Autenticului, uite aici. Este biblioteca oricine care îți calcă pragul casei, da, să vadă cartea asta. Să vadă cartea asta. Și am acasă un jurnal. Când am fost în Norvegia, am primit cadou un jurnal în care oricine îți calcă pragul casei tale să-ți lase un gând. Foarte frumos. Dumneavoastră aveți așa ceva aici? Uite, ăsta e jurnalul, vezi? Noi o avem puțin diferit. Jurnalul acesta prin întrebări și fiecare aici, la un moment dat, și-au scris întrebările și-au rămas marca lor în casa autentic. Nu te las să pleci fără să-ți mai dau un cadou. Noi avem niște prieteni buni de tot. Editura Viață și Sănătate. Prietenii noștri de la Editura Viață și Sănătate ne pun la dispoziție pentru fiecare podcast câte o carte. Sunt două cărți în ocazia asta din care te rog să alegi. Tablete de stil de viață. Știu că îți place să mănânci sănătos. Da? Și cartea Întâlniri. Întâlnirea oamenilor din viața Domnului Iisus. Cei care au dat față în față cu Domnul și cărora această întâlnire le-a schimbat radical viața. Care dintre cărțile astea vrea să meargă la tine în ocazia asta? Tableta. Mergi spre tablete de stil de viață, mă gândeam eu. Dumnezeu să te binecuvânteze, Gabi. Mai fac seminar cu copii și mai învăț sănătos. Așa, foarte bine. Și o duci și la cantină. O duci și la cantină, unde este mare nevoie de lucrul ăsta. Îți mulțumesc mult, aș vrea să-ți strâng mâna. Dumnezeu să te binecuvânteze, să-ți mulțumesc dea putere. Pentru invitație și Dumnezeu să fie cu noi în tot ceea ce facem și succes și vouă mai departe. Să rămâi autentic. Tot timpul. Vă mulțumesc mult de tot pentru că ați fost cu noi în ocazia asta. Un podcast special, un interviu cu un om aparte care a înțeles că dincolo de orice altceva în viața lui există un Dumnezeu care cu adevărat îi dă putere să ajungă acolo unde nici măcar nu s-ar fi gândit în momentul în care a rămas orfan. Așadar, fără Dumnezeu nu există curajul de care fiecare dintre noi are mare, mare nevoie. Sunt gândurile de final ale lui Gabi din cartea pe care o am aici, da? Cartea aceasta, Născut pentru a învinge, viața văzută prin ochii unui orfan. Nu uitați, pe 18 aprilie, la ora 18, la Biblioteca Națională a României, se va lansa cartea aceasta. Abia așteptăm să fim acolo, să fiți și voi. Până atunci, nu uitați să rămâneți autentici, să vă trăiți viața într-un mod autentic și să învățați cu adevărat să fiți dependenți de Dumnezeu. Dacă ți-a plăcut ce facem noi aici la Autentic, sunt convins că vei lăsa un comentariu, vei da un like, te vei abona la canalul nostru apăsând inclusiv pe clopoțel. Sper să ne revedem în curând. Nu uita să fii autentic!